Venim cu ideea că alte modele curriculare sunt viitorul educației din România. Să venim cu ideea că școlile pilot sunt vehiculul prin care acest nou model curricular începe să se impună în mod oficial. Și astăzi sper să mergem un pas mai departe, anume să creăm o comunitate a acestor școli pilot și dacă suntem chiar foarte ambițioși și pe finalul acestui eveniment vom fi chiar foarte ambițioși și avem un atelier dedicat acestui lucru, speranța mea este să creăm și o asociație sau un mod organizat în care aceste școli pilot pot să se federeze și să înceapă să își apere interesele. Noi am pornit cu o idee de foarte mulți ani și lucrăm de 6-7 ani împreună cu Marian Staș să încercăm să găsim diverse moduri în care educația din România să se îmbunătățească și vehiculul a fost un articol din Legea Educației care permite alte modele curriculare. Am lucrat pe acest lucru, am avut ateliere dedicate școlilor pilot și am reușit să ajutăm un număr de școli pilot și după aceea să bună ziua, domnul secretar de stat, vă rog, ia dumneavoastră loc. Da. Astăzi avem aici reprezentanți diversi și cred că toată societatea trebuie să contribuie la ceea ce se întâmplă. Adică școlile pilot să devină o realitate, să devină o realitate activă în societate și să-și câștige rolul de jalonare a reformei în educație care trebuie să se întâmple la nivel de sistem. Avem toți actorii necesari pentru a face acest lucru. Ministerul Educației este reprezentat la nivel de secretar de stat și ne va transmite un mesaj din partea doamnei ministru Ligia Deca. Colegul nostru Radu Nicosevici de la Academia de Advocacy din Timișoara ne va ajuta să creăm o comunitate, că ăsta este rolul ultimului atelier de astăzi. Prietenul nostru Marian Staș, care a inițiat de fapt mare parte din demersurile legate de școlile pilot, noi am venit cu o platformă de susținere și sprijin. Marian, cum bine știți, este un foarte apreciat om de suflet, aș zice, din zona de educație și a pus sufletul în reforma în educație în diverse feluri și până la urmă, căutând diverse moduri, am găsit acest modalitate cu școlile pilot. Vreau să salut și nu fac foarte des că laud autoritățile, deci să luați aminte, pentru că de cel mai multe ori știți foarte bine că eu critic autoritățile, dar în proiectul școlilor pilot am un motiv de a lăuda deja al doilea ministru care susține reforma școlilor pilot și este fair să ne amintim și de un consilier bară, fost secretar de stat, domnul Secheli, care a împins reforma asta la începuturile ei. Deci, avem deja a doua administrație de la vârful ministerului care susține reforma școlilor pilot și asta vă pot spune că am direct de la doamna ministru Ligia Deca, că susține reforma școlilor pilot, că o va extinde, că va continua să sprijine demersul ăsta ca să aibă al treilea val de școli pilot în această toamnă care vor veni. Deci, interesul nostru a fost să încercăm să pilotăm, să inițiem reforma. Acum interesul nostru este să o înrădăcinăm, să devină parte a schimbării acceptată de toți factorii responsabili din minister și din afara ministerului. Și mai doresc ceva. Dorința mea cea mai mare urmare a zilei de astăzi este ca și școlile să înceapă ușor, ușor să aibă o voce a lor. Adică să înțelegeți că e necesar să creați o voce comună, o platformă comună,
poate chiar o asociație comună sau dacă nu măcar un grup informal comun în care să începeți nu doar schimbul de bune practici, ci chiar să puneți bazele unei comunități. Adică o comunitate a schimbării, pentru că la asta am vrut să ajungem de foarte mulți ani și asta este ceea ce ne dorim și astăzi. Eu vă mulțumesc, o să-i dau cuvântul domnului secretar de stat, după care revin la Marian Staș. Vă rog, domnul secretar. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc, sigur, pentru prezență. Sigur, ajung și la momentul de mulțumit, pentru că este un moment foarte important. Dar, așa cum știți, primele mulțumiri, sau așa cum este normal, trebuie într-adevăr să adreseze școlilor. Pentru că în conceptul de management știți că important este liderul, Marian, dar extrem de important sunt first followeri. Și atunci, dumneavoastră, domnilor directori din primul și din al doilea val, sunteți primii care v-ați alăturat unei idei. Unii normalități, aș spune eu, pentru că este normal ca orice politică educațională să fie bazată pe dovezi. Da? Evidence-based. Și atunci dovezile acestea nu pot pleca decât de la nivelul școlii. Și așa cum știm cu toții din rapoartele internaționale la care avem acces, în România, și în PISA, și în TIMSS, și nu numai, vedem că lucrurile sunt extrem, extrem de atomizate și polarizate. Și atunci este foarte, foarte greu să ai o decizie valabilă național. Realitățile sunt altele. Sigur, rezolvările pot fi adaptate în funcție și de oamenii pe care ei la dispoziție și de comunitatea în care faci parte. Deci este extrem, extrem de important să avem școli care încearcă, inovatori, persoane care îndrăznesc, da? Apropo de soarta îi ajută pe cei îndrăzneți, și este extrem, extrem de important ca la final să avem o evaluare a rezultatelor. Vorbeam cu o persoană prezentă în sală, pe care nu o să o dezvolui, care îmi spunea că este greu să vorbim de evaluare de impact pe un termen suficient de scurt, dar de o evaluare de rezultat putem să vorbim. Dar asta nu arată decât faptul că cei care s-au... aș vrea să găsesc un termen mai frumos de atât. Cei care s-au alăturat unui astfel de efort și și-au propus să facă aceste lucruri, au avut idei bune, sunt oameni ai școlii, oameni care mereu și-au dorit să poată face ceva pentru a fi mai bine. Marian, cu stilul lui foarte direct, a apărut primul și a spus, dar care e problema? Puteți! Da? Puteți! De ce nu faci? Da? Vreți un articol în lege? Vă fac eu un articol în lege și îl susțin. Și atunci a apărut această susținere, au apărut aceste idei. Important este să avem rezultate și important este, așa cum spunea și gazda noastră de astăzi, domnul Orășanu, este foarte, foarte important să fiți văzuți. Pentru că pe toți profesorii, toți elevii care, pe de-o parte, cred că nu se poate și se cred dominați de un sistem închistat în care ei nu pot îndrăzni și nu pot schimba, să înceapă să îndrăznească. Și pe de altă parte, un element foarte, foarte important este ca mesajul pe care îl transmiteți să nu fie doar un mesaj de imagine sau de ceva pe suprafață. Am auzit că în școala aia nu se face aia, am auzit că în școala cealaltă nu se face altceva. Este foarte, foarte important să fie percepută munca, ideea, munca de planificare, munca de organizare și cu atât mai mult rezultatele pe care le obțineți. Nu pot decât să vă doresc succes și pe de altă parte să știți că de succesul dumneavoastră depinde și succesul ideilor pe care le vom avea și încerca să le implementăm împreună, pentru că, așa cum spuneam la început și repet, normal este ca deciziile să fie luate după niște faze de pilotare pe care să le înțelegem bine, să vedem corect corelațiile ca să poată beneficia cu toții de ideile bune pe care le aveți. Și în aceeași măsură, pentru că foarte des când pilotez ceva, poate este și ceva care nu merge, să ne dăm seama că poate o anumită idee trebuie schimbată sau adaptată cumva. Sunt mulți colegi în sală pe care îi cunosc, sunt multe școli în care am fost de ani de zile de când mai făceam proiecte și eram doar la firul ierbii, perioada de care sincer mi-e dor. Vă salut cu drag, vă doresc sărbători fericite și vă urez mult succes. Și dacă voi lăsa microfonul și voi pleca, nu voi pleca decât să-mi iau rucsacul, pentru că eu sunt ca orice profesor cu tașca de pe el, nu plec de tot. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Salutări distinse tuturor! Bună ziua! Bine ați venit și sunt extrem de bucuros, foarte onorat că suntem împreună. Vreau să facem așa un scurt tur de sală pentru că e important, din punctul meu de vedere, să
ne știm, să ne cunoaștem toți cu toți, pentru că, de pildă, eu pe Vihoră știu că, slavă Domnului, purcam un amur de atâta vreme, așa. Mândița ne-am cunoscut acum de la Baia Mare, la Crețulescu am acolo o inimă sau o bucată de inimă în școala comercială, pe Ștefănuț l-am văzut de la Ianca. Ce alte școli pilot mai sunteți? De unde ați mai venit? Așa, echipa de la liceele adventiste este aici și mă bucur foarte mult să ne vedem. Alte școli de unde sunteți? Sibiu. Așa. Liceul Pedagogic Anastasia Popescu din București. București, felicitări. Alții? Sibiu. Botoșani, felicitări. Botoșani, Prahova sunteți? Prahova. Băi, ce ați avut, mă, frate, și Botoșani și Prahova așa, la greu. Foarte frumos. Asta este un exemplu de lucru la firul ierbii remarcabil, Bogdan. Adică sunt acolo clastere de mediul rural unde s-a lucrat foarte, foarte frumos. Sfântul Gheorghe Covasna. Sfântul Gheorghe Covasna, felicitări. De la Deva sunteți careva? Da. Ei! Sunt național de ceva. Deva, centru de teatră, sunt și asistență. Cu drag. Goga, Sibiu? Da, hai. Bine, ne vedem. Alții, care mai sunteți? Colegiul Șinca în București. Felicitări, bine ați venit. Și bine ne vedem în contextul ăsta. Scurt și la obiect. Pentru că rostul uneia ca mine este de însoțitor exclusiv, după care important e să dăm pasa mai departe. Pentru că jocul ăsta vă aparține. Este jocul cu mărgele de sticlă care e al vostru și nu e al vostru. Că l-am facilitat, că i-am dat drum, mai este altă poveste. Dar acum încolo este esențial, după cum se și constată, să intre în proprietatea celor de drept, cum s-a spune. Așa încât m-am gândit să ne uităm așa un pic în viitor, să facem un pic de gramatică împreună. Foarte importantă gramatică. Așa. Și să ne uităm la... Le spune căci că sunt adjective pronominale nehotărâte. Ce tare sunt. Adjectiv pronominal nehotărât. Alt, altă, alți, alte. Așa. Și asta are legătură directă, Bogdan, cu ceea ce înseamnă noul proces al legii educației. Nu glumesc deloc. Pe de altă parte, sunt convins că aveți și simțul umorului. Nici dacă ne luăm prea în serios cu toții, nu iese așa cum ar trebui să iasă. Așa că, chill, cool, suntem ok aici, toți cu toții. Deci spuneam așa, adjectiv, pronominal nehotărât, alt, alte, alți, alți, alte. Bun. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că, în opinia mea, un test esențial de curaj sau de frică al sistemului, deocamdată e test de curaj al sistemului, este prezența în ceea ce urmează să însemne varianta finală a legii educației. Deocamdată e ceea ce am citit eu în august, pentru că din august până acum n-am mai citit altceva. Dar dacă acolo există articolul 83, nu văd de ce n-ar exista și în forma finală, repet, ca un test de turnesol tare, dur, real, autentic, de curaj sau de frică al sistemului. Dacă el rămâne, cum s-o numi el, 85-84, cum i-a venit rământ acolo, înseamnă că e de curaj. Și îl citesc alt, altă, alți, alte. Dar despre asta vorbim. În opinia mea e cam cel mai tare din legea educației. Deci, ca românul concluziv, zice așa. Secțiunea 2, pilotarea în învățământul preuniversitar, articolul 83. Are 10 rânduri. Îl citesc repede și m-aș bucura ca să fie, ăsta să devină noua mantră a noastră, a tuturor. Zice așa, Ministerul Educației organizează la nivelul Sistemului Național de Învățământ programe de pilotare, după cum urmează. A. Experimentale și de aplicație, pe perioadă determinată, așa cum sunteți în jocul ăsta. B. Modele noi sau alternative de educație, tot pe perioadă determinată, ceea ce mi se pare ok. C. Promovarea excelenței și susținerea elevilor capabili de excelență pe perioadă nedeterminată. Știm conversația, nu mai revenim la ea. 2. Unitățile de învățământ care vor desfășura pilotarea au statut de unități pilot. Atenție! Nu este apanaj de colegii de vreun fel sau de altfel, ci toți cei care vor și pot. Astea sunt două verbe esențiale, în opinia mea. A vrea și a putea. A vrea și a putea. Și acum. Pronumele, așa, adjectivul pronominal. 3. În unitățile pilot, organizate pentru pilotarea experimentală și de aplicație. Deci, cu alte cuvinte, nu e nicio limită, asta spun eu. Singurele limite sunt cele de a vrea și a putea. Singurele limite sunt cele de a vrea sau a putea. Și sau a putea. În unitățile pilot, organizate pentru pilotarea experimentală și de aplicație și pentru pilotarea unor modele noi sau alternative, adică alea cu durată determinată, cum ar veni, da? Și acum, virgulă, procesul de învățământ se poate desfășura prin aplicarea unui alt,
tip de structură a învățământului preuniversitar, virgulă. Alt curriculum, virgulă. Alt tip de evaluare, virgulă. Alt tip de admitere în ciclul secundar superior, ui, virgulă. Alt tip de management al unității de învățământ preuniversitar, virgulă. Alt sistem de finanțare, virgulă. Altă structură anului școlar decât cele stabilite de prezenta lege, virgulă. Precum și utilizarea unor manuale și resurse școlare inovative. Vă trebuie mai mult de atât? Bine, vă mulțumesc, mă bucur să fim împreună și aștept cu mare bucurie feedback-ul echipelor din pilotările de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Partea asta de introducere este una foarte scurtă. Doar pe Radu Nicosevici o să mai rog 2 minute să ne explice ce este cu atelierul 3 desfășurătorul de azi, dar ideea este tocmai vrem să vă predăm microfonul și în curând o să o facem la început cu unii directori de școli pilot și după aceea cu alți inovatori din sală, pentru că tocmai ideea zilei de astăzi nu este să avem o conferință cu un panel și noi să vă spunem lucruri, că dumneavoastră știți mai bine decât noi cum se desfășoară lucrurile în școala dumneavoastră. Ceea ce ar putea să vă faciliteze ziua de astăzi este tocmai schimbul acesta de experiență care vreau să fie central în acest eveniment și punerea bazelor acestei comunități. O să-i dau cuvântul doar un minut lui Radu pentru a ne explica un pic atelierul numărul 3 de azi, punctul 3 din desfășurătorul de azi. Unii din dumneavoastră îi cunosc, le-am văzut fețele online, ne-am mai întâlnit și când am pregătit prima dezbatere publică în baza legii 52 cu Ministerul Învățământului. Eu vreau doar să vă spun următorul lucru și am să vă dau definiția activității de advocacy pe care o să facem în atelierul 3. Advocacy înseamnă influențarea politicilor publice în favoarea grupurilor de interese. Noi, în România, avem nevoie de 2 adjective în sectorul nostru. Influențarea transparentă a politicilor publice pentru grupurile de interese legitime. Deci, dumneavoastră formați un grup de interese, e așa zic, aveți un viitor comun foarte important, ca subliniat mai înainte, inclusiv de domnul secretar de stat, și se pare că există o susținere, eu mă uit în dreapta, în stânga și nu-mi vine să cred că sunt în România. Da? Iar noi... Bateria. Iar noi astăzi, sper să nu fiți obosiți, la sfârșit o să facem o lucrare absolut excepțională. Și o să fie lucrarea dumneavoastră, pentru că meritați. Mulțumesc! Acum, ca să preiau mingea de la Mariana, apropo de dacă avem voie să glumim sau nu, și o să spun în termen de glumă ceva foarte serios, apropo de faptul că suntem comunitate. Mi se pare normal ca venind sărbătorile să nu vin cu mâna goală. Am venit cu colega mea, Marlena Stoescu, de la Direcția României Educate, care se ocupă de monitorizarea dumneavoastră. Deci chiar vreau să facem cu toții o echipă. Pentru că monitorizarea nu trebuie să aibă loc din birou. Monitorizarea nu este o urmărire de hârtii sau o parte de, supraveghere. Monitorizarea este a fi parte din muncă, a înțelege despre ce este vorba și a susține acolo unde pot. Mulțumesc foarte mult. Doar un ultim cuvânt ca să punem punct de aceste prime părți. Noi am încercat să vă creăm un cadru, am încercat să vă reunim, încercăm să vă punem la dispoziție ateliere celor care, și știu că sunt în sală, important, celor care încă nu sunt școală pilot, dar își doresc să fie școală pilot, începând din septembrie, că avem și câțiva colegi de felul ăsta, unii cu care am lucrat, alții cu care nu am lucrat. Noi și la anul
venim în școlile dumneavoastră dacă ne chemați și sunteți hotărâți. Hotărâți înseamnă că aveți o hotărâre a Consiliului de Administrație că vreți să deveniți școală pilot și vă apucați de dosarul care presupune acest demers. Dar dacă sunteți hotărâți, ne aveți și pe noi, alături. Putem să venim în comunitățile dumneavoastră. Rostul nostru aici a fost să vă creăm un spațiu, un cadru. Și acum o să vă predăm microfonul. Și o să încep cu Viforel Dorobanțu de la Curcani, pentru că vreau să vă spun așa o istorie personală pe care am avut-o cu Marian. Când mi-a propus să susțin proiectul ăsta, a început cu Colegiul Național, cu articol din lege, cu lucruri, și n-a reușit să mă convingă. De ce? Pentru că noi avem o istorie comună de la Harvard Kennedy School. La Harvard Kennedy School, când vrei să faci schimbare, te duci la firul ierbii, ceea ce înseamnă comunități defavorizate. Adică pentru România asta înseamnă, în mod clar, din afara Bucureștiului, din zone complicate, unde produci schimbare reală. Și îmi povestește Marian mai departe, încercând să mă convingă, și la un moment dat ajunge la cuvântul cheie, Curcani. Când a ajuns la cuvântul cheie, Curcani, am zis, asta este. Acum m-am convins de ce vrei să-mi propui, dar avea o listă de școli și am zis, dom'le, schimbăm lista asta, începem cu Curcani. Deci o reorganizăm un pic, începem cu Curcani. Și așa am început. Acum aproape 2 ani, nu, Marian? Vreo 3 ani, da. Viforel, te invit. Mulțumesc pentru invitație și pentru inițiativa de a realiza un așa fel de conferință. De felul meu sunt Dacă stai jos, că uite să te ia și televiziunile și ies eu din cadru. Au un mic înjurător mai mult, 100 de minute. E bine, Au, mă lăsa singur? Noi, la Curcani, am încercat să nu mai fim ipocriți până la urmă. N-am făcut lucruri extraordinare, ci doar ne-am uitat dimineața în oglindă și am spus ok, ne mai face că noi ne face că predăm și ei se facă neînțeleg și că învață? Nu. Păi hai să vedem ce vor ei. Și ceea ce a semnat pilotarea la noi a pornit de la niște chestionare pe care noi le-am adresat copiilor și am văzut cam care sunt dorințele lor. Și de aici am pornit noi tot, inclusiv la întâlnirea de care Răzvan vorbea și la care au participat părințele, profesori. Și atunci, pe efectiv, formal, am pus bazele a ceea ce facem noi acum. Evident, tot parcursul ăsta de un an și un pic în ceea ce înseamnă pilotare, pentru noi a fost o experiență, evident, nouă. Și plăcută pentru unii, neplăcută pentru alții, acum depinde din ce punct de vedere privim. Marea mea de împlinire, dacă pot să spun așa, este că absolut toți profesorii încă nu au trecut la schimbarea paradigmei, ca să spun așa. Dar ăsta mă ține treaz și mă ține activ în zona asta pentru a adăuga pe an ce trec noi provocări pe care ar trebui să le trecem până la urmă. În primul rând aș vrea să îmi fac mie cumva o mea culpa pentru faptul că acum o săptămână, două, mai țin minte când a avut loc un eveniment, nu am mulțumit unei persoane care, și aici îi adresez domnului Cristescu felicitări pentru modul în care, cel puțin cu noi, Ministerul a negociat efectiv, că asta am făcut acum 2 ani, a negociat acest program. Și Radu Seche atunci a fost un om extraordinar. Am purtat o discuție nu de la reprezentanta ministrului, la reprezentanta școlii, ci de la om care se pricepe la educație, la om care se pricepe la educație. Și aș vrea să aduc mii de mulțumiri și până la urmă de acolo a pornit cumva libertatea de care noi, eu am avut impresia și acum chiar ar fi interesant să discutăm cu colegii din al doilea val. Eu am avut impresia că noi în primul val am avut o libertate mai mare. Așa mi s-a părut citind ordinele de ministru. Noi chiar ratăm niște șanse dacă cei din primele 6 nu facem lucrurile exact cum scrie în acel ordin. Adică nu prea avem limit. Decât, bun, să zicem, instituțional.
Deci, din punctul ăsta de vedere, negocierea pe care noi am putut-o cu Ministerul a fost extrem de clară, fără ocolișuri. Și țin minte și aici aș vrea să, dacă îmi permiți, Marian, să preiau cumva ideea ta și să adresez școlilor pe care le avem aici și care vor să devină pilot. Marian, Radu a spus așa, cu cât cereți lucruri mai deosebite, cu atât aveți șanse să vi se aprobe. Exact. Dacă cereți lucruri pe care le includeți într-un CDS sau în altceva, mai bine stați liniștiți. De cu cât sunteți mai zgubilitiși, ca să zic așa, cu atât lucrurile sunt și mai corecte. Și folosesc exact cuvintele pe care le-am folosit atunci. Adică vreau să relev un lucru. Nu am avut senzația de un an jumate încoace că avem o relație extrem de dură cu Ministerul, Inspectorul Școlii. Ba din contră, mi s-a părut extrem de fain. Și lucrul ăsta, într-adevăr, s-a repercutat și asupra activității profesorilor din școală, care nu mai a fost încărcat așa de cine știe ce raporte, că tot vorbea domnul secretar de stat, doamna Mariana. Era pe faptul că noi am depus acele rapoarte la sfârșitul anului școlar, fiecare, după cum am considerat noi de cuvință, a fost un exercițiu foarte simplu din punctul nostru de vedere, de a, din punctul nostru și spun agostul, aia e adevărata starea învățământului. Raport al stării învățământului. Față de ce suntem noi obligați să facem în octombrie. O să te rog, Viforel, că tu poate ai menționat cifrele astea de multe ori, dar vreau toți colegii să le audă din nou. Spune-ne concret ce rezultate ai obținut cu reducerea abandonului, cu toate lucrurile pe care tu le-ai mai menționat, dar poate nu toți colegii le-au auzit. Vreau să le aud. Ok. Și o să profit aici de faptul că nu a venit singur, ci cu o echipă de profesori, dintre care vor vorbi încă 3 profesori. O să dau niște date exact cum spunea Răzvan. Faptul că noi am redus de la... Ok. Faptul că noi am redus abandonul, tendința de abandon școlar, ca să fim corect dacă o discutăm pe lege, de la vreo 40 spre 10%, adică am avut elevi care au fost repetenți în anul anterior și acum fiind la școală pentru că le place că se face în altfel școală. Păi, până la urmă, asta e esența a ceea ce considerăm noi că trebuie adică să facem. Studenți pe care într-un alt sistem i-am fi pierdut pe drum. Da, deci l-am recunoscut ei. Vin acum pentru că îmi place cum se face acum școală. Și lucrurile astea o să le spună și colegii mei și chiar o să mă opresc pentru că din timpul alocat școlii noastre o să vreau ca să aveți exact intervențiile profesorilor de matematică, de chimie fizică și de infotic, care au adus modificări majore ale programei. O să fac rapid de trecerea asta. Deci noi am renunțat de la orele de matematică de la 4 la 3 ore, suntem cu 3 ore de matematică. Fizica am coborât-o ca studiu la clasa 5-a, chimia la clasa 6-a. La informatică și TIC programa s-a reconfigurat. Deci noi sperăm să facem lucruri pe care, repet, le avem din rândul elevilor. Și o să dau cuvântul acum Lady First, ca să spun așa. Mihaela, o să preiei tu legătura. Iertați-mă, mai spuneți un lucru legat de evaluările semestriale. Ah, da. Sper să... I-am făcut ceva. Sau se opresc în trei la microfon să n-aducă, dacă... Dar nu le oprim noi. Noi am... exact. Noi am propus, când am pilotat, renunțarea la lucrările scrise. Nu s-a întâmplat nicio nenorocire. Lucrurile au fost foarte bune din punctul de vedere al elevilor, pentru că... Și aici am observat poziții numeroase ale ministerului, care s-a recunoscut cumva faptul că renunțarea la lucrările semestriale a fost cumva preluată din ceea ce s-a întâmplat în pilotare. Nu am dat teze prescrise la limba română și la matematică, ci au fost portofolii, care, ale căror teme erau anunțate de la începutul semestrului atunci. Pe parcursul întregului semestru erau alimentate, puteau să fie pe formă electronică, pe formă scrisă, nu era asta o problemă. Sincer să fim, noi am rămânut pe formă electronică, pentru că se formează cumva o bibliotecă de resurse pe care o pot accesa și copiii după aia. Și cred că sperăm ca să avem în ăștia 4 ani de zile pe care avem pentru pilotare noi provocări pe care Ministerul să le preia. Mihaela, o să te rog să... Da, o să vă rog foarte pe scurt, pentru că după aceea trebuie să dăm cuvântul și altor școli. Sigur. Sunt profesor de chimie și fizică, de aceea mă bucur că sunt părtașă la acest experiment. Ce anume am adus
ca noutate ce schimbări am produs. În primul rând, pe trei direcții m-am axat și anume programă. De ce? Pentru faptul că am coborât studiul fizicii de la clasa. Probabil că ceva e în regulă cu microfonul. Deci am coborât studiul fizicii de la clasa a 6-a la clasa a 5-a cu o oră pe săptămână. Studiul chimiei de la clasa 7-a l-am coborât la clasa 6-a cu o oră pe săptămână. Toată această schimbare a determinat ca numărul de ore la fizică, de exemplu, să scadă cu una, cu o singură oră. De ce am făcut lucrul acesta? Lăsând fizica la clasa 7-a cu o oră pe săptămână și la clasa 8-a de asemenea cu o oră pe săptămână, din două câte erau. De ce? Pentru că am constatat în timp cum că e nevoie de clar o schimbare. Și asta nu înseamnă că va scădea per total numărul de ore, pentru că au fost, eu știu, păreri împărțite cum că făcând această schimbare rămân oamenii fără ore. Ei bine, nu, pentru că această pilotare ne oferă nouă șansa de a face lucrurile și altfel, ne renunțând la acel număr de ore per total. Ce înseamnă lucrul acesta? Probabil activități de mentorat sau fiecare dintre noi ce consideră că e mai bine pentru realitatea din școala fiecăruia. Ce am mai schimbat? Aceasta la referitor la programă. La modul în care evaluez elevii. Ei bine, în afară de faptul că am la fiecare început de an școlar, ei știu că pentru notele 5-6 trebuie să știe cu tare, cu tare, cu tare. Pentru 7-8, cu tare și cu tare, pentru 9-10, altceva. Ei bine, am considerat că, scăzând vârsta la care copiii încep studiul fizicii și chimiei, este bine ca la această clasă, a 5-a, respectiv a 6-a, să încep evaluarea de la nota 5. Știu că este curios pentru mulți dintre noi, dar dacă toți sunt profesori de chimie și fizică, hai să experimentăm, da? Și copiii știu că vor fi evaluați începând cu nota 5. Deci notele sunt de la 5 la 10, la mine, la chimie și fizică. Ok. Mulțumesc frumos! Multă plăcere! Vreau să vă rog să mă ajutați ca să ne cunoaștem mai bine câți directori de școală pilot avem în sală. Hai să vedem. Wow! Ok. O să trec pe la fiecare, pentru că vreau să aud cât un ceva despre fiecare școală pilot, că de asta suntem aici. Bună ziua, sunt Violeta Polifronen de la Școala Gimnazială Strejnicu, județul Prahova. Sunt un director nou din ianuarie și am implicat școala noastră în trei programe pilot. Este o noutate pentru toată lumea, la început ni s-a părut greu, însă nu imposibil. Colegii s-au implicat foarte mult și sperăm să iasă totul bine. Până acum așa este, îmi vedea în continuare. Mă bucur că aud din experiența colegilor și vin alte idei și sper să aplic și la alte programe. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Vă rog! Deci mă numesc Cornelia Toma, sunt de la Școala Gimnazială Chemimar, județul Prahova. Este o școală din mediul rural, are 562 de elevi. Practic este un VJ care are aruncate 9 structuri, 5 grădinițe, 2 școli primare, 3 gimnazii. Suntem școală europeană, am primit acest statut în anul acesta școlar. Și pilotați? Și pilotăm, începând din acest an școlar, învățați informatica împreună cu informaticii. Suntem pentru prima dată într-un astfel de program. Am privit cu entuziasm și cu dorința de a face schimbări la nivelul școlii noastre. Sper să ne și iasă. Mulțumesc! Vă rog! Mă numesc Baciona Maria, sunt din județul Botoșani, de la școala gimnazială Gheorghe Popovici Lozna. De anul acesta sunt director din ianuarie și am încercat
din toate punctele de vedere, să fac o schimbare la școala în care sunt. Și de aceea am din anul acesta vom pilota o programă Învățăm Informatica cu informaticieni. Abia de acum începem din modulul 3 să facem pilotarea aceasta activă să fie. Noi suntem din județul Botoșani, suntem așa, de unde se agață harta în cui, să zicem așa. Avem multe probleme la nivelul județului, probleme care sunt cunoscute de toată lumea. Am colegi care au, de exemplu, de Mihaileni, în școala de lângă noi, care au foarte mulți elevi ucrainieni, de etnie ucraineană. Deci, județul nostru se confruntă cu mari probleme de genul ăsta. Noi încercăm... Dar ce vă propuneți prin pilotare? Deci ați obținut statutul de școală pilot. Exact. Și nu avem, ca și școlii din mediul rural, noi nu avem profesori calificați pentru a preda PIC-ul. Și atunci ne-am gândit să aplicăm pentru acest proiect, pentru a copiii aceia să aibă egalitatea de șansă cu un copil de la oraș. Pentru că altă soluție noi nu avem. Ok, deci iată, inovarea vine și din faptul că la un moment dat ajuns să nu mai ai alte alternative. Exact. Deci efectiv avem și situații de felul ăsta. Exact. Iertați-mă, și modalitatea de predare este față în față sau hibrid? Acum am înțeles că o să fie și față în față, au vrut cei de la Bitfender. Abia acum începem, să zic așa. Dar este și o anumită componentă importantă de hibrid. De asta vă spun, adică ceea ce faceți dumneavoastră este pe foarte multe palii. Iertați-mă că intervin eu, știu că știți ce faceți, dar mă spun și eu. Ok, bun, hai să mai vedem, scuze, cine mai vorbit dintre directorii de care au statut de școală? Bună ziua, sunt Nedel cu Iliana, reprezint o școală tot din mediul rural din Prahova, comuna Poldenii 2. O școală destul de mare, contindere, avem și noi 7 structuri, 3 școli gimnaziale, grădiniță și o școală primară. Vrem să fim și noi auziți și văzuți. Este prima dată când școlile din mediul rural sunt implicate în așa ceva, cel puțin în județul Prahova. Eu am reușit să fac parte și din Teach for Romania și am mai convins încă 2 colegi și aici am produs o schimbare și suntem ajutați. Proiectul este tot cel cu informatica, abia acum suntem în faza de implementare. Nu spun că ne va fi ușor pentru că având structuri trebuie să aducem copiii la centru, înseamnă o deplasare. Nu avem nici logistică atât de bine pusă la punct, dar de curând am fost dotat de Consiliul Județean cu table interactive și laptopuri, că nu aveam nici acest lucru în școli decât tabletele date de minister. Deci nu ne va fi ușor, dar vrem să facem o schimbare pentru că și copiii din mediul rural și mai ales din mediile defavorizate, eu vin într-o localitate cu preponderent rom, da? Și ei merită să fie auziți și ei merită să fie văzuți și să știți că și la noi în mediul rural se întâmplă lucruri extraordinare. Dar ne este greu să ne facem promovați. Vă mulțumim pentru această șansă. Da, excepțional. Îmi crește sufletul. Deci exact pentru povești de felul ăsta am creat toată infrastructura. Vă rog. Bună ziua, de la Sfântul Gheorghe, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș. În momentul în care domnul de la Curcani a prezentat și a spus de la firul ierbii, cam de acolo suntem și noi, tot de la firul ierbii. În momentul în care am aplicat, am zis, Doamne, cine o să ne bage în seamă și pe noi? Suntem pe nicăieri, dar acum mă bucur că nu suntem singuri în această situație. Noi pilotăm un tip de învățământ hibrid, adică online, 2 zile și 3 față în față, la seral și la post-liceal. Dorim reducerea abandonului pentru că elevii se înscriu la seral, după care își găsesc un loc de muncă și abandonează școala. Și atunci ne-am gândit, hai să-i ținem cumva, hai să-i păstrăm în școală, sper să reușim, am emoții, dar sper să reușim. Deci luni, vineri suntem în online, sincron, și marți, miercuri și joi venim la școală. Eu mă bucur că am avut curaj și sper să avem rezultate după cei 4 ani și vă mulțumim frumos de oportunitate. Și eu vă mulțumesc. Imediat o să ajung și la doamna.
30 de secunde mai cer îngăduința ca să nu uit, pentru că e un aspect esențial și care ține de ordinele de ministru, de funcționarea școlilor pilot. Vedeți că sunt două lucruri acolo foarte, foarte tari, primul și al doilea. Primul care aprobă derogările pe care le doriți, până la nivel de ordin de ministru. De pildă, în primul an, un colegiu a dorit să facă alt examen sau alt tip de examen de bacalaureat și n-a trecut pentru că ăla e de lege organică, nu e de ordin de ministru. Asta e bună, așa. Prin urmare, important este să cereți până crapă toată ordinele de ministru și toată legislația de dinainte, tocmai asta este procesul. Și al doilea articol important, atenție, al doilea articol important este așa, de portabilitate orizontală a derogărilor. Nu mai cereți ce a cerut Baia Mare sau ce cere Sfântul Gheorghe, cei care doriți să deveniți școli pilot. Există un articol explicit acolo, care spune, și asta mi se pare iarăși foarte, foarte tare și mulțumesc, mă bucur să ne revedem, care înseamnă așa, crearea unui pool metodologic de normative de derogări și excepții, pentru că n-are sens de la Botoșan să dați telefon la Prahova, bă, tu ce cereai să cerem împreună. Nu. Există un articol explicit acolo care spune că ceea ce Prahova cere poate folosi și Iana. Și așa mai departe. Mulțumesc. Și ca să preiau inițiativa de la Marian, e un moment bun că suntem toți în sală, să ridicați mâna dacă nu doriți ca contactele dumneavoastră de școală pilot să fie date în rețea și celorlalți, pentru că vom, cu acordul dumneavoastră desigur, vrem să creăm o comunitate și comunitatea nu se poate crea astfel decât cu circularea unor... Da? Deci, ridicați mâna acum sau la sfârșitul conferinței spuneți-ne discret dacă nu vreți ca contactele dumneavoastră să circule, dar e inerent în crearea unei comunități că vom face ceva, nu știu încă ce, dar probabil cel puțin un grup de Facebook sau ceva care vă este la îndemână ca să creăm o platformă și să fim cu toții pe ea, să începem să comunicăm și să schimbăm bune practici. Vă rog! Bună ziua încă o dată! Mă numesc Alina Trupoiu, sunt Tori Prahova, de la Școala Gimnazială Constantin Stăre, Comuna Bucov. Noi avem, din fericire, eu, doamna director, ajung Pop Mariana aici de față, am venit împreună ca o echipă. Din fericire avem al șaselea Smart Lab din țară și primul din mediul rural la noi în Bucov, cu ajutorul INACO. Din fericire am câștigat acest, am meritat, să zic, acest ajutor. Și suntem pentru prima dată într-un proiect pilot, la fel învățăm informatica alături de informaticieni. Abia așteptăm să începem, am luat legătura, o să fie cu prezență fizică primele întâlniri. Și noi suntem nerăbdători și bucuroși. Eu suntem o școală tot așa de la țară, dar cu ambiții mari, cu proiecte Erasmus, cu, și tocmai ca să le oferim o șansă și copiilor din mediul rural să învețe și zic că am reușit și continuăm. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Vă rog! Bună ziua și eu sunt tot din Prahova, sunt de la Școala Gimnazială Laurențiu Fulga. De asemenea, suntem implicați ca școală pilot în acest proiect, învățăm informatica cu informaticienii și ne dorim să folosim astfel infrastructura, pentru că avem foarte multă aparatură care a apărut în școala noastră, este folosită de 2 ani, avem și table interactive și tot ce trebuie, însă profesorii au nevoie de sprijin de specialitate, deoarece informaticianul ne lipsește, acesta lipsește în majoritatea școlilor din mediul rural. Astfel, specialiștii vor fi alături de profesorii noștri, iar elevii sper să nu mai absenteze, iar abandonul școlar să scadă semnificativ. Cât aveți dumneavoastră abandon școlar? Avem 15%, destul de mult. În risc de abandon, nu este abandon școlar, încercăm să-i aducem cât mai mult la școală. Mulțumesc frumos! Alți conducători de școli de la care nu am... Vă rog, doamnă! Fercală Simonica, de la Școala Gimnazială Maria Enescu, Cosmovici Mihaile. Dacă colega mea spune că agață harta în cuiu, vreau să spun că acolo bate în cuiu. Pentru că vin de la Vama Siret, chiar aproape de graniță. Școala mea este o școală minoritară. Copiii noștri învață limba ucraineană.
în planul cadru. Avem o comunitate de 11% de elevi romi și am avut și poloni și ucraineni, avem toate naționalitățile și vreo 10 italieni veniți de curând în țară, așa că mai minoritară decât minoritară școala mea nu cred că există. Ce am făcut pentru școala pilot? Primul pas a fost să-l înscriu pe domnul profesor de TIC la conversie profesională la Universitatea Ștefan cel Mare de la Suceava și sper că în următorii 2 ani să avem un profesor calificat la TIC, pentru că este profesor de religie, teolog. Sper să pot să dotez laboratorul de informatică cu toate componentele necesare, pentru că deocamdată avem 12 computere pentru acest proiect și ne luptăm. Eu sunt director de foarte mulți ani, avem proiecte frumoase în comunitate, pentru că știți că localitatea noastră a fost cândva o zi capitala Moldovei. Și venim de la George Enescu, de acolo, de acasă, de la el, avem o casă memorială, avem o fundație cu care lucrăm și avem câteva burse pentru elevi, fundația iPad Foundation, care ne ajută copiii în dezvoltare personală, în diferite proiecte, pe muzică, avem Academia de Muzică de la domnul Tomescu, maestru Tomescu, și sper ca și școala pilot să ne aducă în România și în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă rog! Dacă îmi permiteți, o să vin așa un pic să mă vedeți. Da. Nu cred că e nevoie să mă vedeți, vreau să vă văd eu atunci. Și mă bucur că suntem aici în contextul acesta așa de frumos și că vorbim aceeași limbă. Vreau să vă spun că eu sunt la un alt curs în acest moment. Și am zis, nu pot să lipsesc de la această conferință pentru că sunt între prietenii mei și colegii mei cu care împărțim lucrurile mai ușoare sau mai puțin ușoare. Sunt Mândiță Baias, director al școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Am aplicat pentru a fi școală pilot din prima serie, de cum am văzut punctele acelea care se pot pilota, mi-am găsit acolo portița noastră și am pornit de la o necesitate a noastră, aceea că nu mai avem loc în școală. Ne lipsesc săli de clasă față de numărul de clase cu elevi pe care îl avem. Și atunci am propus ca un număr de clase în fiecare săptămână să învețe altfel, să învețe într-un alt spațiu. Și acel spațiu se caută de către fiecare cadru didactic, în colaborare cu școala și cu instituțiile din orașul nostru. De la începutul anului școlar se face acest program. Și anume, merg într-o zi la muzeu, pot merge în excursie, pot merge la planetariu, pot merge la un atelier, fabrica de științe de la Turda. Apropo, trebuie să o menționez pentru că este un loc deosebit și dacă sunteți în apropiere, duceți-i pe copii că învață mai mult decât un semestru de fizică sau de altă disciplină și în alte locuri unde pot învăța. Vreau să vă spun că este un învățat altfel. Programului nostru noi am spus săptămâna competențelor și atunci pornim de la o competență și sugerăm activități, fiecare își propune activități pentru a forma acea competență. Însă fiți siguri că într-o activitate gen excursie la Creasta Cocoșului, foarte multe competențe, mult mai multe competențe se pot forma. Și am materiale multe create de colegii mei prin care spun ce tip de competență a creat pe parcursul acelei activități. Spuneți-ne în concluzie niște rezultate concrete pe care le aveți. Vreau să... Ca rezultat concret, pentru că s-a menționat și în susținerea proiectului nostru. Vrem să vedem ce faceți la evaluare națională. Am vrut să nu implicăm elevii de clasa 8, dar m-a rugat domnul Sechei să implicăm și elevii de clasa 8. Și au mers și ei în programul acesta. Și am spus noi să crească media la evaluarea națională pe școală cu 0,2 puncte. A crescut, dar cu 0,6. Și dau vina și pe acest program. Se simt copiii noștri liberi să învețe un pic altfel. Și poate că îi încurajăm să gândească mai liber,
prin programul acesta pe care noi îl derulăm la școală. Nu spun că este ușor. Chiar vă spun că nu este ușor. Cea mai mare dificultate o avem la gimnaziu, unde se desfășoară orele destul de mult online, dar am pornit anul acesta cu lucrul pe proiect, și anume clasa, un rând de clase lucrează la o temă. Și prima temă din prima săptămână a competențelor prin care au trecut copiii noștri din gimnaziu a fost cu toamna în ghiozdan. Și fiecare disciplină a găsit activități lucrări, în fine, evaluare pe această temă. Vreau să vă spun că au fost încântați și au spus copiii, dar avem foarte mult de lucru. Adică dacă îi lăsam să citească din carte textul, poate nu era atât de mult de lucru. În modul acesta de lucru pe proiect, au spus, avem foarte mult de lucru. Nu cred că este rău. E foarte bine și mă bucur. Doamna Baias, înainte să ia cuvântul, a spus, zice, nu mă regăsesc printre cei scriși pe listă. Noi am făcut lista asta la un moment dat, deci o să o rup acum, că nu are niciun fel de importanță. Important este să ne auzim toți și să se audă fiecare școală pilot. Și mulțumesc pentru înțelegere și pentru exemplu extraordinar. Deci este un gen de învățare în societate, scos din sala de clasă neapărat. Pentru că învățarea se întâmplă și în alte locuri. Vă rog! O să trec aici. Mă numesc Dragomir Ștefănuț, sunt din localitatea Iaca, județul Brăila. Nu știu dacă mai zice cineva din Brăila aici. Reprezint Liceul Teoretic Constantin Angelescu și de anul acesta noi pilotăm modelul Shinkai. Nu știu dacă este de la colegiul Shinkai cineva în sală. Dumneavoastră, doamnă, o să spun pe scurt. Fiți sinceri. Când am venit cu primul atelier la dumneavoastră, cum s-a derulat atelierul ăsta? Povestiți-ne! Da, cred că în fiecare școală din România, profesorii sunt foarte speriați când aud de schimbare, să nu-i scoți din zona lor de confort. Cum fac ei este foarte bine, ei știu absolut că metoda lor este cea mai bună, nu poți să le spui nimic. A fost chiar interesantă activitatea de acolo, dar nu m-am lăsat la fiecare... Cu scântei. Deci a venit dintre atelierele pe care le-am organizat la Asociația Ține de Noi, cred că în ultimii 3 ani, atelierul de la Iamca a fost cel mai cu scântei, cu dezbateri, cu neînțelegeri, cu... La un moment dat, în timpul întâlnirii acolo, a venit și preotul să vadă ce se întâmplă. Că e stop. Da, cu ora de religie, ce se întâmplă. Până la urmă ne-am liniștit, dar să știți că nu m-am lăsat mai jos, mai pe jos. La fiecare consiliu profesoral le aduceam aminte colegilor profesorilor că trebuie să facem ceva, să îmbunătățim rezultatele. Și în sfârșit mi-au ieșit, până la urmă au zis, băi, gata, mergem pe mâna ta și facem cum zici tu. Și de începând cu 1 septembrie suntem școală pilot. Deci nu ne-a ieșit în primul an, dar va ieși în anul 2 totuși. Domnul Staș aici de față știe din ce a trecut acolo, am povestit evenimentul de la Iamca. Da. Cum spuneam, felicit Colegiul Național Gheorghe Shinkai pentru această idee de pilotare. O să spun pe scurt, probabil o să povestiți dumneavoastră mai mult. Mai pe scurt, o parte din disciplinele din planul cadru, de la învățământul gimnazial și liceal, nu le mai facem în mod clasic pe perioada anului școlar. Nu. Jumătate, mai precis disciplinele care au una și două ore pe săptămână, le facem în prima parte a anului, aproximativ, urmând ca celelalte discipline să le facem în a doua parte a anului, dar cu numărul dublu de ore, într-un mod mai intensiv. Să știți că eu am o listă și cu părți bune și cu părți mai puțin bune, pe care probabil o să le discutăm când o să ne întâlnim la următoarele ateliere astăzi. Dar principalul avantaj ar fi că elevul trebuie să pregătească mai intens la un număr mai puțin de discipline, ce am văzut noi că a ieșit de aici. La fel, profesorul nu trebuie să pregătească pentru 18 ore, dacă are încadrare discipline cu o oră pe săptămână, ci la 9-8 clase. Suntem în curs de pilotare, să știți că am fost contactați și știți de la Colegiul Shinkai și de către Universitatea din București. S-a inițiat o cercetare cu privire la această pilotare și au fost încântați. Sperăm să
rezolvăm această problemă prin acest model de concluzia rezultatului. Ziceți-ne două fraze de rezultate. Și ați constatat până acum. Este prematur ca să spunem de rezultatele din 2-3 luni de când am început pilotarea. Nu aveți nici măcar o anecdotă să ne dați că asta sunt un mod. Nu, pilotarea de când e bine, v-am spus, eu am văzut să puteți. Nu se mai uite. Cu ce probleme am întâmpinat pe parcurs pilotării și ca să spune, dar ne discutăm. Ok, bun. Mă duc la Șincai pentru că s-a vorbit de Șincai. După aia, Marian, mai vreau 30 de secunde și după aceea mă duc în față. Bună ziua, reprezint colegiul Șincai. Așa cum a spus și colegul din Ianca, pilotăm descentralizarea curriculară, de fapt în Șincai sunt două proiecte pilot, catalogul electronic și descentralizarea curriculară. Îmi pare rău că inițiatoarea proiectului nu a putut să fie astăzi cu noi, doamna Silvia Mușetoiu. Eu și colegul meu suntem directori noi în Șincai din data de 1 septembrie. Am găsit aceste proiecte aprobate și le implementăm. Ce înseamnă descentralizarea curriculară? Practic sunt reduse numărul de, este redus numărul de discipline de la 15-16 la 8-9. Se studiază în regim intensiv anumite materii, practic cele care sunt una, două ore pe săptămână, cele care au mai mult de 3 ore pe săptămână, își păstrează numărul de ore. Română, matematica, fizica, educația fizică. Suntem la început de drum, exact cum a spus și colegul din Ianca, cu bune și cu rele, dar până acum sunt mai mult bune. Mulțumesc frumos! Ok. Vedeți că ușor, ușor și cele două colegi au ajuns de la Brăila, le mulțumim că s-au alăturat și ele. Vedeți că ușor, ușor ne strângem și avem Botoșani, Brăila, Prahova, București, Ianca și așa mai departe. Deci, Curcani, ușor, ușor facem o comunitate și vă mulțumesc tuturor că ați, unii dintre dumneavoastră ați bătut sute de kilometri ca să fiți aici și, și asta mă bucură foarte tare. Marian, scuze, 30 de secunde vrei tu. Și iarăși mă bucur, Firuța, că suntem aici împreună, bine ați venit, echipa universității, suntem așa în conclav. Comentariul meu era legat de un aspect esențial și, Ștefănuț, mă bucur că ai povestit povestea de la Ianca, pentru că elementul de cultură organizațională este crucial. Am pus, nu întâmplător, acolo obligativitatea ca în consiliile de administrație, în asociațiile de părinți și în consiliile elevilor să ieșiți majoritar pe da, pentru că povestea de la Ianca a fost tulburătoare din punct de vedere al culturii. Nu e suficient deloc doar ca directorul sau 1, 2, 3 să dorească această pilotare. Este esențial acest buy-in, acest ownership, această luare în proprietate a contextului de către toți profesorii, sau majoritatea lor. Și cred că principalul element a fost așa că oamenii la urmă au ajuns la concluzia că de fapt toată povestea asta nu reprezintă o amenințare. Nu rămân profesori pe drumuri. Asta de fapt e maroada. N-au cum să rămână profesori pe drumuri. Și aici aș mai încheia menționând ca un element deosebit așa conceptul de hexaestru de la Șincai. E o treabă foarte deșteaptă pentru că de fapt ei aduc împreună două elemente și cu asta chiar închid. Am constatat așa că deocamdată cam 51% elementele pe care le-ați pilotat sau ceea ce faceți țin mai degrabă de un alt aranjament, o altă formă. Dar cu siguranță asta va pune presiune și pe fond. Adică pe ceea ce înseamnă alte modele curriculare în școli. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog! Mă numesc Monica Simona, sunt din Sibiu și sunt director al Școlii Gimnaziale Romano-Finlandeze. Din câte știu, fac parte din prima serie, ca să zic așa. Din câte știam atunci, nu știu acum, cred că suntem singura școală particulară înscrisă în programul pilot. Așadar, noi nu avem neapărat o problemă sau nu ne-am înscris și ne-am gândit să creăm un program pilot datorită abandonului școlar, fiind o școală particulară, ci mai mult din dorința ca învățarea să se petreacă altfel. Eu am o foarte mare experiență în
spate ca și dascăl, sunt director doar de câțiva ani. Ceea ce am încercat noi, să preluăm un model care funcționează, bineînțeles să-l adaptăm la modelul românesc. Am colaborat cu Ari Voca, despre care probabil ați mai auzit, și încă din anul 2020. Este un fost consilier, nu? Al unui ministru al educației din Finlanda. Exact. Nu? Da. Care este implicat și în adaptarea sistemului în anumite orașe din țară. Noi am început colaborarea cu el acum 3 ani. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să schimbăm structura anului școlar. Asta începând cu anul 2020, structura modulară, atunci exact cum se petrece acum în toate școlile din țară, pentru noi a fost un succes, măsurat și din partea părinților și a elevilor. Apoi ne-am gândit că, așa cum copiii nu învață de la persoane pe care nu le plac, nu învață nici din cărți sau texte pe care nu le înțeleg. Și atunci ne-am gândit să schimbăm acest lucru, am renunțat la manualele avizate de Ministerul Educației. Nu înseamnă că le-am exclus că nu sunt bune, ci am dat posibilitatea profesorilor să își aducă propriul material, să discute cu elevii și stabilind unitățile de învățare sau capitolele, să aducă pur și simplu în clasă lectura care îi pasionează pe copii. Învățând din cărțile pe care ei le citesc, din cărțile pe care le atrag, atunci învățarea a devenit mai plăcută, ei au fost implicați, responsabili pentru că ei și-au ales acele unități și cărțile pe care să le folosească textele, și rezultatele au fost mai bune. Ceea ce am încercat, mă bucur că am auzit că porniți de la nota 5, sincer, eu aș exclude toate notele sub 4. Sper că asta să fie un pas al viitorului, căci avem foarte multe note pentru nimic. Eu cred că e suficientă una. Ceea ce dorind să adaptăm modelul finlandez la școala românească, am început să lucrăm la schimbarea programei, deci curriculum și a trunchiului comun, din dorința de a aduce și de a forma cât mai multe competențe din această zonă. Ne dorim să fim o școală cu adevărat pe sistem finlandez și nu numai ca și denumire. Rezultate. Ce rezultate puteți să ne indicați? Știu, noi suntem o școală tânără, am început doar din 2016 și cea mai mare clasă este a 7-a. Din feedback-ul copiilor pot să vă spun că sunt foarte încântați pentru că folosesc, repet, materiale alternative. Este greu și convingerea profesorilor, să convingi profesorii și să-i motivezi să facă asta, iarăși a fost un pas important, că e nevoie de muncă în plus, creativitate și colaborare cu copiii. Mai greu a fost și să convingem părinții, pentru că, de ce să nu recunoaștem, suntem puțin ancorați în vechiul sistem și dorim să se schimbe ceva, dar toate să rămână la fel. Însă văzând bucuria cu care copiii vin la școală și dorința de a învăța și felul cum folosesc și deschiderea pe care o au, au început să se bucure de acest pas. Probabil că rezultatele le vom măsura mai bine anul viitor, la sfârșitul clasei a 8-a, însă rezultatele la învățătură sunt definitiv mai bune, în special la gimnaziu. Încep să aud niște teme. Încep să aud că schimbarea pornește cu... Asta a fost colosal, prima intervenție, nu? Schimbarea a pornit de la un feedback questionnaire cu copiii, da? Ce le place, ce nu le place. În alte locuri schimbarea pornește cu schimbarea mediului, în alte locuri schimbarea pornește cu observarea faptului că nu pot învăța cu anumit tip de manuale și așa mai departe. Deci deja avem o temă. Temele sunt cam aceleași, că ține de guvernanță, cum a spus Marian, ține de a te adresa celui care e în fața ta și nu a te adresa unei curicule standard care poate a fost scrisă cu 1000 de ani sau nu. Și rezultatele încep să se vadă. Brăila, vă rog.
Bună ziua! Numele meu este Simona Doroftei, sunt director al Liceul Teoretic Nicolae Iorga. Pilotăm în acest an, la clasa a 12-a, un sistem la care copiii vin la școală primele 3 zile, participă la cursuri care țin de ce interesează, la ce vor susține examenele de bacalaureat, iar celelalte 2 zile, joi și vineri, sunt gândite pentru cursuri online în sistem proiect pe vari curriculare cumva combinate. În privința implementării, dar în primul rând cum am ajuns să aplicăm la acest proiect pilot, am fost împreună cu colega mea la liceul Lazar din București. Ne-a plăcut ce am văzut acolo și deși liceul pot spune că ca și procent de promovabilitate la bacalaureat avem un 98,7%, dar ne dorim mai mult și mai bine. Vedem acum în ce măsură, întotdeauna ce e nou, zic eu că înseamnă provocare și e bine să ne punem în situații cumva provocatoare și, în primul rând, pentru binele elevilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă rog! Bună ziua, sunt Livia Manea, director al Liceului Mihai Ionescu din București. Este tot școală particulară și, desigur, nu ne confruntăm cu abandon sau cu rezultate foarte slabe, dar am plecat de la ideea educației holistice, de la faptul că foarte mult în școală se pune accentul pe intelectual, pe cognitiv, și ne-am dorit să aducem în actul didactic și partea mai multă educație fizică, mai multă educație pentru socio-relațional și pentru spiritual. Și atunci, pornind de la aceste 4 aspecte, am venit cu un proiect destul de complex pe 3 niveluri, primar, gimnazial și liceal, și am obținut derogări pentru toate ordinele posibile, de la programe școlare, planuri cadru, structură școlar, manuale. Am introdus ore noi, am integrat competențe din alte discipline pentru a nu defavoriza pe cineva care pleacă din școală. Toate competențele au fost, tuturor li s-a găsit un loc, în așa fel încât doar conținuturile s-au schimbat. Unele au dispărut, ne-am limitat la conținuturile esențiale și altele au apărut. Ideea este de a reuși, scopul nostru este să reușim să scoatem absolvenți echilibrați, personalitate echilibrată din toate punctele de vedere și la liceu, spre exemplu, avem un proiect foarte complex de orientare în carieră care se desfășoară în clasa 10-a și a 11-a cu mai multe componente, cu o componentă de testare psihometrică internațională, cu componentă de vizite la entități. Până acum, din septembrie, am făcut 12 parteneriate cu diverse entități. Cei care vor să fie medici au intrat într-un spital, cei care vor să fie avocați deja participă pe la procese, pe la tribunal, dar merg în grupe de 2-3 și programul este individual. Am redus numărul de ore la liceu la minimum de 26 și până la 31 este obligația lor să muncească pe proiectul acesta. Este și o componentă de jurnal, de carieră. Ei trebuie să investigheze profesii, trebuie să ajungă la niște concluzii. Și clasa 12-a doar pregătire de BAC și facultate, în sistemul care deja s-a povestit pe aici. La celelalte niveluri am venit cu elemente practice, cu skills-uri la gimnaziu. Încep să mai pună și ei mâinile pe ceva, încep să vadă ce înseamnă abilitățile acestea din domeniul practic sau, dacă aș putea să spun, un skills, denumit skills, dar el este prim ajutor. Să învețe cu adevărat să ofere primul ajutor și după 2 module, acum se termină modulul, au niște competențe foarte bune în acest domeniu.
Aș încheia spunând că am făcut deja o evaluare după primele două module la, două dintre niveluri și dintre toate activitățile enumerate a reușit că cel mai mult le plac activitățile practice din tot ce li s-a înșirat acolo și că le place că le-am că orarul lor este un pic mai aerisit decât era înainte. Și e mai frumos la școală, asta spun. Deci, eu nu vreau să schimb vibe-ul din sală, dar nu întreb degeaba despre rezultate. Asta cu pălăria mea de vechi birocrat cu experiență de 17 ani în administrație. Eu știu că toate proiectele pilot, la un moment dat, vine un om, în general, cu o pălărie foarte mare și cu idei foarte diferite și întreabă, ia să vedem ce ați făcut voi, că nu știm ce ați făcut și ce puteți demonstra că ați făcut. Deci, la un moment dat, ideea este că dacă veți documenta această schimbare într-un fel sau altul, ba chiar o veți cuantifica dacă aveți cum sau aveți o metodologie cât de cât, lucrul ăsta ne va ajuta pe toți. Odată să susținem că s-au făcut lucruri foarte, foarte bune în fiecare dintre școlile prezentate, dar ceea ce este cel mai important este că e o reformă națională care sperăm să aibă importanță pentru viitor și să poată fi sustenabilă. Că de asta suntem cu toții aici. A venit și Râmnicu Sărat alături de noi, a venit și Brăila. Vreau să văd câți directori de școli pilot nu au apucat încă să vorbească. Vă rog. Mă numesc Maria Ionescu și sunt director ajun la Școala Superioară Comercială Nicolae Crețescu. Noi pilotăm din această școală o nouă arhitectură curriculară și pot să spun că, de fapt, această pilotare ne-a oferit ocazia să valorificăm un voluntariat de succes al profesorilor din această unitate. Suntem parte a multor proiecte și în acest moment tot așa pilotăm și acest catalog electronic, nu numai o arhitectură curriculară, cumva se și completează în activitatea noastră specificul celor două pilotări. Am adaptat modelul laser la specificul liceului nostru. În ce mod? În primele module, disciplina istorie, care avea o oră pe săptămână pe parcursul anului, deci a avut două ore în cele două module și unde s-a putut, chiar au fost două ore consecutive, fapt care a plăcut elevilor, pentru că au putut să abordeze și alt mod de evaluare a activităților. Apoi, din modulul 3, Română și Matematica, vor avea o oră suplimentară, noi făceam acest lucru voluntar. În modulele 4 și 5 vor fi 3 zile predate orele cu prezență fizică la discipline din triunghiul comun. Iar noi, fiind un liceu economic, discipline de specialitate vor fi, se vor derula, în special în online, dar nu numai faptul că ei stau în spatele unui calculator relevant, ci că vor desfășura foarte multe proiecte interdisciplinare, lucruri pe care îl făceau de altfel și în cadrul filmului de exercițiu sau la stagiile de pregătire practică. Eu consider că noi mai mult am îmbrăcat așa într-o haină de pilotare ceea ce făceam deja, motiv pentru care ne putem chiar să spunem, vorbim despre rezultate anticipat. Lucrând în acest mod, cu siguranță vom avea cel puțin 99% probabilitatea bacalaureat ca și până acum. Imediat ce am trecut în online, ne-am adaptat cu toții rapid și am reușit în anul respectiv să obținem un procentaj de 100% de promovabilitate la bacalaureat. Elevii noștri reușesc în proporție de 100% să intre la facultățile dorite, de adevărat pe pondere la ASE. Acesta a fost și motivul pentru care am lăsat tot triunghiul comun cu prezență fizică, pentru că nu le putem impune să meargă ei pe direcție. Sunt copii care se hotărăsc, poate la începutul clasei a 12-a sau eu știu, ore de relație și noi le oferim tot ceea ce au ei nevoie, astfel încât să poată urma traiectoria dorită și să urmeze cu succes.
Un alt rezultat ar fi un feedback non-formal. Ei abia își doresc să vadă cum este și nou modul și apreciază modulele deja parcurse și mai mult, elevii de clasa 11 își doresc și ei să se implementeze și la nivelul lor și nouă li se pare că ar fi firesc, pentru că vorbim despre un ciclu superior al învățământului. Ei deja au calificări pe care le vor absolvi în diverse domenii economice și atunci această pregătire începe din clasa a 11-a și această diferențiere. Mulțumesc foarte mult! Ultimul conducător de unitate care mi-a luat cuvântul, cred că din sală, care este școală pilot, este de la Râmnicu Sărat. Vă rog, doamnă. Bună ziua! Am ajuns puțin mai târziu, ne cerem scuze. La Râmnicu Sărat, școala Gheorghe Bernescu, o școală mică de cartier, s-au întâmplat lucruri minunate de când am intrat în acest program sau de când am îndrăznit, așa cum spune Marian Staș. Noi ne-am propus o nouă arhitectură curriculară, transformarea arilor curriculare în arii de învățare, reorganizarea acestora și predarea colaborativă în interiorul acestor arii de învățare. Astfel, la noi, la școala Gheorghe Bernescu, dacă vreți să mergeți la o oră de geografie, nu o să vedeți acolo doar geografie, ci o să vedeți și profesorul de biologie, care organizează și desfășoară o activitate colaborativă extrem de interesantă pentru elevi și care pune în evidență toate competențele pe care le pot ei dezvolta în acea oră. De asemenea, noi ne-am propus și am reușit să facem, pe lângă această predare colaborativă, notare colaborativă. Noi voiam să îndrăznim mai mult și la anumite materii, la anumite arii de învățare, să scoatem notele, dar nu a fost posibil. Dar am mers pe varianta notării și a realizării unor fișe de dezvoltare, unor fișe descriptive ale notei, pentru că mi se pare că o notă trecută în catalog și atât nu este suficientă pentru parcursul unui elev care vrea să știe exact ce trebuie să îmbunătățească și să ajungă acolo unde își dorește. De asemenea, am îndrăznit să scoatem acea lucrare semestială sub forma inițială și să introducem portofoliul, așa cum au făcut și colegii noștri de la Curcani. A fost un real succes, drept dovadă și scalarea la nivel național. Pe lângă asta, am introdus o oră de dezvoltare personală cu elevii sau o oră de întâlnire a elevilor de clasa a 5-a, pentru că noi am pilotat pe o clasă de a 5-a și o vom duce pilotarea până la clasa a 8-a. Elevii în fiecare zi au avut întâlnirea de dimineață de la ora 8 la ora 9, nu făceau ore, era întâlnirea de dimineață cu dirigintele și astfel s-a făcut o trecere mai lină de la ciclul primar la ciclul gimnazial, având posibilitatea să se cunoască cu adevărat cu dirigintele, cu care altfel ar fi avut doar o oră pe săptămână de dezvoltare și consiliere personală. Și atunci mi se pare că acea clasă chiar s-a dezvoltat mult mai armonios decât se dezvoltă alte clase de clasa 5-a, de primul nivel de gimnaziu. Este, pentru noi a fost un real succes și faptul că am reușit să oferim dirigintelui, nu a fost în sistem de voluntariat, dar am reușit să oferim niște ore peste normă și cu siguranță a fost un beneficiu pentru copii, părinți și școală în general. Rezultatele le vedem și în cadrul școlii, prin, v-am spus, dezvoltarea acestei clase, care se vede că are alte competențe pe care le-ar fi avut dacă nu ar fi fost în acest program, program pilot, dar avem și ecouri ale rezultatelor în comunitate, pentru că anul acesta, după un an de școală pilot, am reușit să facem la clasa pregătitoare 3 clase, când în mod normal făceam una sau două. Eu cred că rezultatele sunt vizibile și ne spune că ce am făcut, am făcut bine și că această îndrăzneală a fost spre binele elevului. Mulțumim! Ok, deci, iarăși, aud că vin mai mulți elevi către școlile respective, că au cu totul altă experiență, că merg
în cadre de învățare din afara unităților de învățământ, că pot să facă portofolii, că nu mai sunt ținuți neapărat mereu de curicula națională, că nu mai sunt ținuți de manualele recomandate, pentru că avem școli care lucrează după alte manuale sau chiar după portofolii făcute de profesori și lucrul ăsta îi responsabilizează. Vă rog. Manualele alese de profesori, nu recomandate. Alese, da, alese, da. Ok. Vreau să deschid acum pentru o sesiune liberă de întrebări și răspunsuri. Pentru că de asta suntem aici. Hai să vedem cum putem să creăm o comunitate, hai să vedem ce probleme sunt sau ce probleme ați vrea să ridicați. I-am ascultat ca vector prima dată pe conducătorii unităților, pentru că o componentă de management este absolut necesară în implementarea acestei reforme, dar e foarte important, să ne auzim cu toții. Hai să vedem cine sparge gheața, ce întrebări sunt, ce probleme mai vreți să mai ridicați. Dar... Cristian Franț, nu sunt profesor, nu reprezint o școală, reprezint o companie de consultanță. Avem un portofoliu foarte mare de școli și pe PNRAS și pe școlile pilot și vreau să vă explic că e o problemă, nu mai e în consultare, dar poate o gândiți și o integrați cumva. E o problemă mare a școlilor ăstora mișto, că tot ce ați auzit până acum, ați auzit niște școli mișto care chiar fac treabă pentru copii și copiilor le place să meargă la ele. Și această problemă înseamnă dezvoltare. Multe dintre ele, așa cum ați auzit, sunt școli private, dar problema este chiar și la cele publice. Acolo a existat însă o variantă de salcazare. Cea mai mare problemă a lor e spațiu. Iar cele două finanțări, fie cea prin PNRAS, fie cea prin școlile pilot, nu au niciun fel de resursă financiară pentru spațiu. E foarte important pentru ele, pentru că în momentul în care tu faci mai mult decât face o școală, să zicem, regular sau normală, ai nevoie de mai mult spațiu. Ai nevoie de spațiu pentru servirea mesei, ai nevoie de spațiu pentru cabinete, ai nevoie de spațiu, Mai mult decât atât, fiind o școală mișto, an de an vin către tine mai mulți copii. Deci ai nevoie de mai multe clase. Problema asta este una din cele mai mari probleme pe care școlile cred că le au acum. Da, la nivel de instituție publică de stat, adică acolo unde este în coordonarea UAT-urilor, UAT-urile au avut PC10 prin PNRR, eficientizări energetice de clădiri, am lucrat și avem și astfel de proiecte în portofoliu, se lucrează, se fac, acolo se câștigă spații și se câștigă foarte ușor pentru că e o finanțare 100% nerambursabilă. În schimb, cele private ar trebui găsită o formulă sau poate identificată chiar o finanțare separată pentru ca acestea să poată cumva folosi spații libere, inclusiv spații publice. Nu este, așa cum ghidul pentru școlile pilot spune clar că nu se pune problema de ajutor de stat, pentru că învățământul este public și are acest statut, poate că ar trebui să gândim un protocol și să gândim o soluție ca UAT-urile sau alte instituții publice, de la agențiile domeniului statului la unul, foarte multe instituții publice, au foarte multe clădiri în paragină. Să gândim un protocol prin care aceste școli să poată lua aceste clădiri, să le poată amenaja și să le poată transforma în spații educative pentru ca oferta educațională să fie și generoasă, dar să fie și susținută. Ok, mulțumesc. Domnul secretar de stat, vreți să răspundeți? Deocamdată am notat. Dar așa cum știți și dumneavoastră, și în legislația care este acum și în proiectul de lege care a fost, se punea problema schimbării destinației unor spații, dar din nou, așa cum știți și dumneavoastră, este o decizie care toată trebuie luată în comun. Descentralizarea întotdeauna este și cu dus și cu întors. Este multă plasare de responsabilitate către colegii de la autoritățile locale, atunci când aceștia sunt implicați, fac minuni. Pe de altă parte, colegii directori care nu au o comunitate suportiv sau care să aibă potențial, au o viață mult mai dificilă. Pe de altă parte, din nou, este reconfortant și
eu primesc extrem de multă energie bună de la cei din sală și uite, am ocazia acum să o citesc pe doamna director care a vorbit când eu încă eram în sală și cu scuze, pentru că mi-a plăcut extrem de mult abordarea ei. N-a spus am primit de la INAMO, da? N-a spus ni s-a dat, un termen române pe care îl folosim din păcate foarte, foarte des, ci a spus am meritat și am câștigat un laborator. Cred că abordarea asta cu am meritat este o abordare care merită aplaudată. Ok, mulțumesc frumos. Eu ce pot să vă spun din partea asociației este că această întrebare cred că va naște un proiect anul viitor. Există modele europene, domnule secretar de stat, și poate ar fi bine să le studiem cu toții, există modele europene în care școlile au statut de fundație de utilitate publică, putând astfel să acceseze nu doar fonduri bugetare, ci și fonduri europene, fonduri private, sponsorizări de la firme, mult mai ușor. Pentru că, așa cum știți mulți din sală, când aveți o sponsorizare de la sectorul privat, chiar bine intenționat, aveți un hățiș enorm de a trece până să puteți să vă treceți în contabilități acele bunuri, obiecte sau ce vi se acordă de bună credință. Și aici cred că este un obstacol birocratic care trebuie cumva gestionat și doar o reformă de politică publică o va schimba lucrul ăsta și în mod evident vor fi foarte multe discuții pe care le intuiesc și le știu de ani de zile, se va ajunge la patrimoniu public și se va ajunge undeva la un nomenclator de patrimoniu public de la Ministerul Finanțelor Publice. Și acolo va muri tentativa dacă nu vom fi suficient de mulți ca să sugerăm că a venit timpul ca dacă măcar nu se găsesc atâta resurse în această țară pentru educație ca pentru apărare, măcar să se găsească resursele și bunul simț ca să se creeze un pachet legislativ și o reformă, astfel încât școlile care se evidențiază și pot să meargă în față și să fie motor de dezvoltare, să li se ofere un cadru legislativ prin care, la fel ca în alte țări europene, că tot ne place să spunem că suntem la standarde europene cu de toate, avem colegi care sunt la standarde europene, din păcate avem în continuare o legislație care, în anumite părți, vorba lui Nina Iancu, pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, a rămas în anii 80. Bun. Vreau pe final să las și o școală care își dorește să devină școală pilot să vorbească. Din păcate nu avem pe doamna director Șerban astăzi, care urma să vină, are o problemă, dar și-a trimis o solie. Vă rog. Mulțumesc frumos! Fac parte din echipa care se ocupă de asigurarea calității în Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, pe care îl reprezint acum. Mă bucur foarte mult că am beneficiat de întâlnirea aceasta cu dumneavoastră, pentru că ascultând toate luările de cuvânt, am prins așa mai mult curaj și am conștientizat faptul că foarte multe dintre lucrurile pe care noi le pilotăm așa de bine de 30 de ani, chiar dacă nu au acest statut de școală pilot, ne pot da așa încredere și curaj să aplicăm în anul următor. În școala noastră se petrec multe dintre lucrurile pe care le-am ascultat la colegii noștri de... Nu greșiți cu nimic. Sala greșește și microfoanele sunt... Dorința noastră principală a fost întotdeauna ca elevii noștri să vină cu drag la școală și pentru asta ne-am preocupat din multe puncte de vedere să îndeplinim acest aspect. Predarea colaborativă despre care am auzit mai devreme este un lucru care se întâmplă la noi la școală. Apelul la specialiști. Copiii noștri învață de la grădiniță încă ore de arte plastice, de muzică alături de specialiști și rezultatele lor sunt de foarte mare, sunt un foarte mare motiv de bucurie, deoarece mulți dintre ei concurează chiar cu elevi care studiază la școlile de muzică. Alt aspect de care suntem foarte mândri așa și dorim să-l
cumva să-l facem vizibil la nivelul altor școli, este faptul că în școala noastră a fost dintotdeauna o preocupare pentru studiul intens al limbilor străine și utilizarea acestora ca mijloc de ajutorare și al altor discipline. Astfel că, deși la un moment dat sau nu am avut posibilitatea să mărim foarte mult numărul de ore, am lucrat un pic pe partea asta de CDŞ și există în școli discipline care se predau în limbă străină. Muzică, arte plastice, chiar și orele de educație fizică sau geografie. Colegele mele au beneficiat de formări în cadrul unui proiect Erasmus în acest sens. Da, dincolo de toată lumea asta, ne dați o veste bună, lucrați la dosarul, deci intens la dosarul care va ajunge la domnii colegi de la minister și mai avem încă o școală care își dorește statutul de școală pilot, practic în valul 3, cum va fi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult de tot și mult succes tuturor! Mulțumesc! Alte întrebări și luări de poziție, vă rog, să aud și de la profesori, vă rog! Mulțumesc! Alina Mari, sunt profesor consilier școlar pentru că domnul director de la Colegiul Național de Ciobar din Deva nu a putut fi prezent astăzi aici și noi suntem școală pilot în primul an, iar eu coordonez această activitate de pilotare. Am dorit să vă împărtășesc și din experiența noastră. M-am bucurat și mă simt mai bogată astăzi după ce plec de la această întâlnire, deja după luările dumneavoastră de cuvânt. Școala împlinirii personale este noua denumire a grupului Țintă din cadrul Colegiului Național de Ciobaldeva. Clasa 10 sunt elevii care au intrat în pilotare. Avem o pilotare destul de complexă la nivel de management. Lucrăm învățarea organizațională cu ajutorul consilierii curriculare. Este un parteneriat între Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara și Colegiul Național Decebal Deva. Este în spiritul programului România Educată, care încurajează predarea și îmbunătățirea predării în colaborare cu consilier școlar-profesor. Ce elemente de noutate mai aducem? Consilierea curriculară este o activitate pe care Hunedoara prin mine o lucrează de 12 ani. Este o inovație în sistemul de învățământ românesc. Și mă bucur că în sfârșit am avut cadrul legislativ în 2020 pentru a intra în această școală pilot, deși din punct de vedere științific, sigur că am reușit deja să promovez modelul la nivel internațional. La nivelul școlii, ne-am dorit să facem o școală fericită, pilotăm creșterea stării de bine a elevilor. Cum ne-am gândit să facem acest lucru? În primul modul am scos notele școlare. Apoi, tot la nivelul evaluării, am negociat evaluarea prin seturi de metode de evaluare pe care le-am pus la dispoziția elevilor din metode alternative și pe care ei și le-au ales cu care să fie evaluați. Am introdus de asemenea autoevaluarea pentru a reduce subiectivitatea în notare. Avem la finalul modulului 1 un plan personal de educație al elevului, care este o anexă la contractul educațional al elevului. Planul acesta personal de educație al elevului este semnat de părinte, elev și conducerea unității școlare și conține parcursul individualizat de învățare al fiecărui elev din școală. În primul modul am lucrat parteneriatul sau cunoașterea elevului cu ajutorul cabinetului de asistență psihopedagogică. Au fost testați toți elevii cu bateria de teste Holland, le-am stabilit interesele ocupaționale și am transmis toate aceste date profesorilor pentru ca apoi în modulele 2-5 să se facă predarea
în funcție de interesele ocupaționale ale elevilor, iar programul acesta personal de educație al elevului cuprinde de asemenea parcursuri individualizate în funcție de interesul pentru învățare al acestuia. Lucra modelul lui Martin Seligman, un model psihologic pe care noi l-am adaptat la realitatea pedagogică românească, în așa fel încât credem că dacă creăm parcursuri individualizate de învățare, dacă creăm angajament crescut în învățare, dacă lucrăm în funcție de interesele elevilor, vom avea elevii mai fericiți la școală. Ceea ce vreau să vă spun este că elevii, într-adevăr, sunt cei care se bucură realmente de acest program și asta ne bucură cel mai tare. Sigur că și noi întâmpinăm de dificultăți, sigur că sunt și unele reticențe, dar pe acestea le-am rezolvat pe parcurs. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă spun și două lucruri legate de logistică, foarte importante. Vă rugăm pe toți dintre dumneavoastră, chiar și pe cei care ați ajuns cu întârziere, dacă nu v-ați trecut pe acele liste de prezență, neapărat când va fi momentul să închidem, să vă treceți pe aceste liste de prezență, să-i găsiți pe unii dintre colegii mei, ca să fim cu toții în această conversație. Punctul 2, dacă veniți de departe, avem posibilitatea să vă decontăm pe școală un bon de benzină, de exemplu, sau un bilet de tren, dacă sunt dintre noastre care au venit cu trenul. Deci avem nevoie pe spatele lui să fie școala, ajută-mă Andrei, să fie numele persoanei care încasează, școala și IBAN-ul, unde să vă virăm banii ulterior. Pentru că dacă nu scrieți pe spate, după aceea va fi o confuzie întreagă și nu o să mai ajungem la capăt și cu aceste aspecte logistice. Dar tocmai în ideea de a vă fi încurajat să veniți de cât mai departe, am vrut prin programul și prin cu ajutorul partenerilor noștri de la Fundația Hans Seidel, că ei sunt... ei ne ajută cu lucrurile de felul ăsta, să reușim să facem și aceste lucruri logistice. Pentru că și asta ne ajută să fim cu toții număr cât mai mare și veniți cât mai de departe și să am avut ocazia cu toții să ne cunoaștem în persoană. Acum vreau să mă duc mai departe cu discuțiile și cu întrebările. Dacă mai sunt intervenții de la profesori, că nu vreau să fie doar o conferință cu directori. Și dacă mai sunt întrebări de la profesori, de luare de cuvânt, mă scuzați. De la Curcan știu că ați spus că vreau să vorbească două colege și am dat posibilitatea doar uneia dintre colege sau trei. Vă rog. Sărut până la doamnelor și domnișoară, bună ziua doamnelor, Barbu Vasile, profesor la școala Curcan din 1987, dinozaur. Tăietor de ore. Da, cred că prima dată mă bucur pentru faptul că ceva din ceea ce am gândit la momentul inițial s-a întâmplat și anume să dispară teza care devenise puțin anacronică în mintea mea. Am gândit că orele acelea le voi putea recupera pentru activitățile la clasă. În locul tezei a fost acel portofoliu educațional. Inițial nu a fost ideea mea, am preluat-o împreună cu doamna profesoară de limba română, care s-a dovedit a fi util copiilor. Dacă vreți, o idee simplă așa nu s-a întindea decât pe vreo 4 pagini și timp era suficient de gândire în ceea ce înseamnă. Am comentat cu copiii și era un lucru bun pentru ei, erau clasa 5-a anul trecut. Ceea ce trebuie să cuprindă o copertă, unde, cum fiecare vrea să-și plaseze datele de identificare. Am accentuat ideea că numărul trebuie să fie suficient de bine cunoscut și înțeles de către copii. Și au avut o rubrică de știați în care și-au adus 10 informații utile pentru colegi. Am aflat și câte oase sunt în organism și așa. Am aflat multe despre fotbal de la băieți și multe despre alte activități de-astea specifice fetelor. Și o chestiune la final, care iarăși s-a dovedit a fi foarte interesantă.
păreri personale ale lor cu privire la cât de multă matematică îți trebuie pentru o anumită meserie sau dacă găsești un loc în care să nu ai nevoie de matematică. Evident că i-au găsit locuri în care nu aveau nevoie de matematică, dar la discuția finală ne-am convins că nu e adevărat în ceea ce spuneai pe acolo. Și în rest dorim să vedem că la final vor avea cel puțin rezultate egale cu cei care urmează o cale normală, o cale obișnuită. Mulțumesc! Okay. Mulțumesc și eu. Am rătăcit un microfon, pentru că m-am lăsat un microfon la cineva. Da, este undeva? Bun. Vreau să vă dau posibilitatea și aici, în spatele clasei. În spatele sălii de conferință, să interveniți. De la ce școli sunteți, mai ales dacă sunteți de la o școală care nu... Bună ziua, sunt director adjunct la școala gimnazială Comuna Gura Vidioare, e aproape de Vălenii de Munte. Am ascultat colegii care au vorbit foarte frumos despre inovațiile în învățământ, schimbări curriculare, fără note, fără manuale, stăteam și mă gândeam câte lucruri frumoase. Suntem și noi școală pilot, n-am îndrăznit să intervin mai devreme, am emoții. Suntem școală pilot în proiectul legat de învățăm informatica alături de informaticieni. Este o idee foarte bună. S-au stabilit întâlniri și urmează să se desfășoare aceste activități. Nu s-au desfășurat încă. Noi nu avem o bază materială foarte bună. Avem 3 școli, 5 grădinițe, vreo 33 de clase. Dar, din păcate, laptopuri mai puține, tablete date de primărie și mă gândeam, profit de prezența domnului secretar de la Ministerul Educației, să-l întrebăm când va fi și o descentralizare a managementului, nu mai o descentralizare curriculară. Sunt director și observ că sunt foarte multe probleme în sistem legate de descentralizarea financiară, la asta mă refer. Pentru că toți banii trebuie să fie aprobați de primărie, fondurile trec de fiecare dată prin fața domnului primar care trebuie să semneze ca noi să ne putem cumpăra echipamente și nu este un lucru tocmai bun în învățământ. Deci descentralizarea din primar, nu descentralizarea din minister, ca să știu. Descentralizare financiară, la asta mă refer. Păi descentralizarea financiară înseamnă să nu mai fie la minister și să fie la OAT. Să fie prin școli, să nu mai depindă de primărie. Doar de școli. Da. Cred că multe lucruri s-ar schimba în învățământ. Sunt ferm convins. Pe de altă parte, pe de altă parte, sigur, când ești, cum spunem copiilor, când ajungi la banii tăi, ideea este următoarea. Cred că atunci când sistemul va fi pregătit pentru așa ceva, pentru că tocmai pentru că sunteți oameni din sistem, știți că sunt oameni care s-ar bucura să aibă această povară și această responsabilitate. Dar sunt poate și colegi care se feresc de ea. Și vă dați seama că la nivel de țară poți face acest lucru doar când te asiguri că cel căruia îi dai banii îi poate gospodări spre binele elevilor, vom ajunge și acolo. Dar, din nou, din punctul meu de vedere și experiențele europene, nu mai risc altfel, iar îmi spune Răzvan altceva, experiențele europene ne arată că lucrurile astea se fac normal în comunitate. Cred că unul dintre pașii pe care ar trebui să-i facem ar fi să nu mai avem o adversitate față de primar și să reușim să educăm cumva comunitatea, astfel încât comunitatea să susțină școala, nu să se lupte cu ea. Nu putem? Sunt cuvinte frumoase. Haideți să pilotăm, vă dați seama. Uite, sunt câțiva colegi. De asta răspund. Avem foarte multe exemple. Vă dau un exemplu ciudat, dar pe mine m-a blocat și de atunci îl țin minte. Săptămâna trecută vine, într-un webinar pe Tulip, se punea problema primirii unor echipamente și o școală din Tulcea, de la Frecăței, îmi spunea, păi ce facem noi cu dubla finanțare? Și spuneam, în ce sens? Păi dacă mai dați un laptop și mai dați un kit STEM, eu mai am așa ceva. Și spun, bă, da,
Problema nu e că mai aveți IVD, este de fonduri nerambursabile și să aveți pentru fiecare sală de clasă și pentru fiecare bălie. Păi eu am așa ceva. Primarul mi-a luat 5 cancelarii. Eu nu mai am nicio sală fără laptop proiector și fără tablă interactivă. Deci, să mai trimită și la noi. Deci de asta vă spun. Sunt situații în care lucrurile astea merg extrem de bine, sunt situații în care nu merg. Pe de altă parte, nivelul de civism și de civilizație și de educare a școlii, dumneavoastră nu că sunteți tânără, dar eu port o parte de responsabilitate pentru că sunt profesor de 30 de ani și poate mulți mi-au fost elevi. Haideți să muncim acum. Mulțumesc, domnule secretar de stat, și eu sunt profesor de 26 de ani în acest sistem. Nu sunt chiar așa de tânără. Am încercat. Da. Oricum, noi mulțumim. E important de spus ceva. Da. Și apropo de dubla finanțare și apropo... nu avem datele clare. Nu știm în momentul de față nici măcar, poate mă corectează domnul secretar de stat, dar eu cred că nu cred că e corect ce spun eu, că nu există o evaluare națională. Pentru că unele laptopuri s-au luat prin primării, altele s-au trimis de la minister, altele s-au primit prin programe de la IBM sau cine mai fi. Deci nu există la ora actuală o evaluare clară, în primul rând, a bazei de IT a școlilor și, în al doilea rând, sigur că ar fi ideal să avem și o estimare a nevoilor. Care să nu fie mirobolantă și la modul de toate pentru toți, ci să fie realistă și sigur că bugetul țării are multe alte probleme mai esențiale decât educația, pensionari speciali, apărat. Deci avem multe probleme până ajungem la educație în această țară. De două ori, a treia oară vă răspund. Dar, sigur că în lipsa acestei evaluări e și foarte greu și să fi dorit, să fi avut toți banii necesari cei de la centru, este și foarte greu să facem acest lucru. Și mai un lucru, școli europene care au sistemul despre care vă spuneam mai devreme, de fundație de utilitate publică, au posibilitatea să strângă acele contribuții pe care noi le strângem ca asociație, ca ONG, să le strângă direct în patrimoniul unității respective, să nu mai facă celebra cadabranta mutare cu asociația făcută de părinți care susține școala, ca să poată cumva să dea, să cumpere bunuri în mod legal și după aceea să le dea școlii gratuit. Pentru că în multe locuri asta este... cum să spun, ăsta e ocolișul pe care în multe locuri s-a încetățenit. Dar ar fi normal să creăm o cale ca și unitățile în sine să poată măcar accepta ușor donații și să poată accepta și bani donați de părinți, de ce nu? Deci firme locale care au un interes ca să existe niște viitori angajați educați în localitatea respectivă și alți stakeholder care ar putea să ajute, ONG-uri mari și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Spuneți-ne înainte o frază totuși de concluzie. Ce rezultate ați obținut până în prezent? Că eu sunt cu castravetele, sunt... Am obținut promisiunea că ne vom întâlni cu specialiștii, cu informaticienii care vor veni în școli să predea copiilor. Este o idee foarte bună și sperăm că vor fi rezultate. O să ne descurcăm cu acele laptopuri pe care le avem. Ok. Mulțumesc. Vă rog. Eu vorbesc de experiență și aș vrea să vă dau un sfat. Cum fac eu rost de tablă, de laptop? Acești IT-iști care vin, cu siguranță au niște prieteni, niște colegi care au pe acasă un calculator, un laptop, care nu le mai trebuie. Și cu siguranță vă vor ajuta. Eu așa procedez. Eu nu aștept. Pandemia m-a învățat că nu trebuie să așteptăm și să căutăm noi soluții. Eu am căutat soluții și am scris la diverse organizații, cum a spus și domnul mai devreme, asociații, și am primit și ciocolată de Moș Nicolae, și tablă albă, și diverse lucruri
fără să aștept de la minister sau de la domnul primar. Am scris unei organizații și mi-a spus, dar nu va da primarul tablă. Zic, domnul primar, prima dată trebuie să ne pună pavele, că se mai împiedică copiii în el. Și după aceea, eu nu îndrăznesc să mă duc la domnul primar să-i spun, știți, am și eu nevoie de tablă albă. Dar am găsit în altă parte, chiar dacă de acolo am primit un refuz. Mulțumesc! Ok. Atât mai spun. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem cu toții că, cel puțin la nivel de tehnologii, sursele de finanțare sunt din ce în ce mai multe. Este extrem de important din punctul meu de vedere și aici dumneavoastră, ca și creatori, ca și inovatori, trebuie să ne punem problema și a ceea ce facem cu acele tehnologii și a pedagogiei digitale, chiar dacă va fi training pentru 100.000 de profesori prin PNRR, și a conținutului digital, pentru că important este și ce fac și cum fac, și a pedagogiei conținutului digital, apropo de cum îl folosesc. Și cu tot ceea ce mai este și în jurul acestor lucruri. Deci, surse de finanțare sunt. Pe de altă parte, ceea ce spunea Răzvan, și sper că îmi permit să spun așa, este un argument în plus pentru descentralizarea informației. Pentru că a centraliza o situație fluidă cu orice achiziție din fiecare dintre cele 17.000 de școli din X surse de finanțare, comparativ cu a finanța la nivel, a centraliza la nivelul fiecărei școli ce dotări are, parcă este mult mai simplu. Sigur, este absolut important pentru bugetarea în viitor, pentru predictibilitate, pentru obiective, să ne punem problema și a ce tehnologii ne trebuie. Pe de altă parte, este un exemplu pe care eu îl dau cu drag, pentru că atunci m-am uimit. La un moment dat, când se făcea cartografierea școlilor, ne puneam problema clădirilor de la structuri pe care le are fiecare școală. Și nu se reușea deloc o centralizare sigură, sigură, din genul coordonatelor geografice. Și s-a făcut un hackathon cu o idee nemaipomenită a unor tineri. Ideea a fost aceea. 3/4 dintre informații erau de la autoritatea electorală permanentă, pentru că în acele școli erau secții de vot. Și celelalte, pentru a nu explica, pentru a nu da foarte multe detalii, au rugat directorii să se ducă în fața fiecărei clădiri pe care au și să-și facă o poză cu locația telefonului deschis. Exact. Și din aceste fotografii și-au extras toate informațiile de care aveau nevoie. Deci vă dați seama, o soluție atât de outside the box, dar cu un rezultat extraordinar. Deci, sigur, creștem. Nevoile apar mereu. Informațiile sunt esențiale pentru fundamentarea tot ceea ce facem, deci și centralizarea ceea ce avem. Și sunt de acord că nu este normal ca o școală de undeva care beneficiază de un primar implicat să se gândească unde mai pune o tablă interactivă, pe când alți colegi încă se lupte cu un laptop care nu știu dacă mai pornește. Deci de asta vă spun. Clar trebuie găsit un echilibru, dar eu aici, dincolo de ceea ce spunea colega noastră, că ca director cauți, găsești, important este, reprezentând o autoritate aici, să spun ce pune la dispoziție autoritatea, care sunt eforturile pe care le facem și totuși, haideți să vedem că este o sumă fantastică băgată în tehnologie, în școli și previzionată ase. Totuși, bani sunt mai mulți decât altădată. Mai multe pentru tehnologii, ca să nu deschid cutia Pandorii și să ne batem în procente, dar marele avantaj al unei asemenea discuții și comunități este că noi vorbim pe argumente, nu avem, sau cum îi spune, avem o luptă de idei, nu avem o luptă interumană. Da. Ce pot eu să vă spun, pentru că Răzvan mai are o calitate de lucrător pe ogorul ministerului timp de un an, nu are treabă domnul secretar de stat, era precedent. Dar să știți că mie mi se recunoaște când spun asta. De lucrător voluntar la strategia de digitalizare a Ministerului Educației, care a avut 8 coordonatori, printre care cu onoare mă număr probabil al 8-lea din cei 8. Strategia ne-a arătat niște lucruri de care nu știu în ce măsură se ține cont. În primul rând că avem 12-13 milioane de terminale și este vorba de terminalul ăsta, telefonul mobil, smartphone, care este cel mai folosit. Avem puține resurse educaționale adaptate telefonului mobil, deși ăsta este vehiculul principal. A doua chestiune este că nu avem inventariate
De cât foarte târziu, în ultimii 2 ani, s-a făcut un efort deosebit la nivelul ANCOM-ului, cu un vicepreședinte acolo pe care îl știu de mulți ani. E un om foarte dedicat și a reușit să facă o hartă câte clădiri școlare nu au wireless. Și era vorba la un moment dat de vreo 3.000 și ceva de astfel de clădiri. Atenție, clădiri, asta nu înseamnă unități școlare. Sunt unități școlare care au 7 clădiri, altele poate au 2 și așa mai departe. Deci, mai sunt probleme de conectivitate, chiar dacă conectivitatea nu e o problemă principală. Dar ce se mai întâmplă? Mai avem o comunitate extraordinară, cea din Republica Moldova. O țară de 10 ori mai săracă decât România, care pe românește ne dau clasă. De ce? Pentru că în pandemie s-au unit toți, au făcut resurse educaționale deschise, au făcut o comunitate și la un moment dat mă uitam uluit pe pagina de Facebook a Asociației Ține de Noi și vedeam 9% interes de la Chișinău, în condițiile în care nu facem nimic pentru Republica Moldova. Dar ei căutau peste tot unde erau conferințe, resurse deschise. Am avut un profesor de la Harvard care a vorbit despre pedagogia online și așa mai departe. Deci căutau peste tot astfel de resurse care sunt în feed-ul nostru de Facebook și le puteți și dumneavoastră găsi foarte, foarte simplu. Dar cred că ideea este că va trebui să mergem un nivel mai sus, să creăm resurse, să le facem tag-ul de calitate și să reușim cu aceste resurse educaționale deschise să acoperim într-o formă sau alta o curiculă completă, din clasa 1 până în clasa 12. Și acest lucru nu s-a reușit. Deși eforturile au fost din foarte, foarte multe direcții și deși avem mare nevoie de a crea astfel de conținuturi educaționale. Deci, noi și anul viitor vom face lucruri de felul ăsta. Avem de multe ori niște comunități de profesori care pornesc pur și simplu pe YouTube chestiunile astea. Am avut, de exemplu, niște profesori de sport absolut minunați, grupați într-o asociație de profesori de sport. Sportul, evident, e mai vizual, adică chiar se pretează la un video, nu e mai ușor de făcut într-un fel, și care și-au asumat într-un 2-3 ani să încerce să acopere toată curicula națională. Dar avem o lipsă fantastică de platforme, resurse împărtășite și know-how ăsta există undeva în lume, dar de multe ori nu ajunge la școala de la Curcani. Sper că ajunge acum. Da, a ajuns. Dar poate în alte școli. Trebuie să ne asigurăm că avem o platformă și că schimbăm informații și că reușim să mergem înainte. Hai să vedem alte intervenții de la profesori. De la un profesor creator de cred. Exact. Profesor, vă rog. Da, mulțumesc. Marian Călin mă numesc. Învățător și totodată profesor de informatică și TIC la școala din Curcani. Deci am spus învățător pentru că acum vreo 5-6 ani, când toată lumea mă considera un nebun, eu foloseam deja telefonul și tableta în sala de clasă și foloseam platformele de învățare. Așa că în momentul în care a venit pandemia, totul a fost ok pentru noi și clasa a trecut într-o zi la activitatea online și școala într-o săptămână. Dar nu asta este important. În momentul în care Vifor mi-a propus să vin pe orele de informatică și TIC de la Curcanii, mi-a ridicat mingea la fileu. Și am zis, de ce nu? Haideți să văd dacă ceea ce eu am experimentat timp de 3 ani jumate la clasa mea, pe ciclu primar, merge și la gimnaziu. Rezultatele, sincer, au fost nemaipomenite. Pe ce direcție am mers? Păi, în primul rând, a spus și dumneavoastră, la un moment dat, ați arătat un telefon. Asta era și ideea mea, dacă mi se dădea cuvântul, să arăt un telefon. Este dispozitivul... Și eu am furat ideea de la un alt profesor de la altă conferință. Este dispozitivul cel original. Este dispozitivul cel mai folosit de către copii. Să nu uităm că, așa cum spunea Brenski, noi lucrăm cu o generație Z. Ei sunt digital nativ, noi suntem imigranți digitali. Și trebuie să ne facem update și upgrade în permanență pentru treaba aceasta, ca să ducem învățarea către ei. Ce am făcut eu la Curcani? Păi, în primul rând, am luat la aplicat programa școlară pentru informatică și TIC. Din punctul meu de vedere, e puțin ca pretențios spus la gimnaziu informatică și TIC. Eu aș fi lăsat decât TIC. Pentru că, să nu uităm, avem la gimnaziu o oră de informatică și TIC în condițiile în care se vorbește la nivel mondial de digitalizarea învățării, competențe digitale,
Dar la ciclu primar nu avem absolut nicio disciplină pe planul cadru, pe trunchiul comun, pentru așa ceva, decât pe acele discipline opționale care sunt pe planul cadru 01, adică facem CDS sau nu facem. Bun, deci am aplicat programa școlară, am scos noțiunile de algoritm și de programare și am introdus mai multe elemente ce țin de platforme de învățare, crearea și folosirea unor conturi, folosirea Google Classroom, folosirea Kinderpedia, pentru că Școala Curcan folosește platforma Kinderpedia, pentru că e ușor să spui tu ca profesor, domnule, ți-am pus o temă pe Kinderpedia sau pe Google Classroom, dacă elevul nu știe să folosească platforma respectivă, ce ne facem? Apoi, legat de telefon, da, sunt Școala Curcan este o școală dintr-o zonă defavorizată din punctul meu de vedere. Avem un cabinet de informatică, dar să nu uităm că le dăm copiilor să lucreze teme pe informatică și TIC, dar foarte mulți dintre ei nu au dispozitive acasă, nu au calculatoare, nu au laptopuri. E, ce am făcut eu? Am încercat să folosesc alături de cabinetul de informatică și telefoanele și tabletele, că ei au primit tablete, toți au tablete, în acest demers. Și am folosit aplicații, cum spuneam mai devreme, acelor de la Google, formulare Google, Hertz Google, prezentări Google, documente Google. De ce? Pentru a le oferi posibilitatea să-și partajeze și să lucreze colaborativ la anumite teme pe care eu le-am primit de la mine. Apoi mi-am încercat să-mi axez demersul didactic pe ceea ce se numește acum mai nou gamificare și pe învățarea bazată pe joc. Game-based learning. Surpriza mea plăcută a fost de multe ori când intram fără să-mi dau seama în timpul de pauză, mă uitam pe ceas și îmi ceream scuze, măi copii, scuzați-mă că asta e, m-a luat valul. Și mi-a zis, nu, domn profesor, putem să stăm toată pauză, e ok. Eu cred că cam aici trebuie să umblăm, să ieșim din acea zonă de confort, cum se spunea mai devreme, și să încercăm să ducem prin toate modurile învățarea către copii, că dacă așteptăm să vină ea către noi, să vină ei către noi, o să ar putea să așteptăm mult și bine. Și, în al doilea aspect, să reușim să ducem resursele digitale pe care noi le folosim la clasă, să-i urmeze dincolo de pereții sălii de clasă. Eu îi spun să ducem sala de clasă dincolo de pereții sălii de clasă. Dacă vom face aceste lucruri, eu spun că lucrurile vor sta altfel. Și încă un element foarte important, mi-am făcut programa de așa natură, încât să îi învăț pe elevi anumite aplicații care le pot fi utile în realizarea unor teme pentru celelalte discipline de învățământ. Deci trebuie să învățăm pe elevi să folosească dispozitivele mobile nu numai pentru a urmări o resursă, ci și pentru a realiza teme pentru celelalte discipline de învățământ. Calcularea unui perimetru folosind hărțile Google sau să realizeze o editare video pentru a realiza un clip video pentru tema aia, istorie sau la limba română, dar sau să realizeze o prezentare în Canva. Deci soluții sunt foarte multe. Ideea este că ai noștri copii stau acolo în clasă, să uită la noi și așteaptă în continuare să se schimbe ceva. Deci totul depinde numai de noi. Mulțumesc mult! Adică ține de noi, cum ar veni. Da, vă rog. Adică ține de noi. Să știți că după ce a vorbit colegul nostru de la Curcan, chiar n-aș mai putea spune nimic, dar într-adevăr aici stăm. Stăm în ieșirea din spațiul nostru de confort și stăm în folosirea resurselor. Și tocmai pentru că al nostru coleg este un creator de resurse educaționale, este bine totuși că atunci când ne gândim dacă avem sau nu avem resurse, să ne punem problema în ce măsură putem să folosim resursele existente, fie că sunt create instituțional, fie că nu sunt create instituțional. Și o să dau un exemplu bun și un exemplu care mă doare. Exemplul bun pe care l-aș da este Digital Educred, da? Unde avem o colecție de resurse foarte importantă, dezvoltată pe proiectul CRED
cred că sunt mai mult de 7200 cât era ținta, dar sunt totuși coagulate și cele puse la dispoziție de Universitatea București și cele puse la dispoziție de ISJ, unde sunt coagulate resursele. Și mai există o comunitate foarte importantă la nivelul Universității Politehnice din Timișoara, unde se creează niște resurse educaționale care vin în jos, în sens invers, chiar dacă unde este nivel universitar, coboară. Dar colega noastră care este acolo este una dintre doamnele care este implicată în UNESCO, în OER, da? În Open Education, și este, bine, da, deci timp de niște ani, este într-adevăr un coleg foarte, foarte implicat. Dar ce aș mai fi vrut să spun, și vorbesc de lucrurile pe care le știu, iertați-mă dacă sunt de nișă, dar vă dau un exemplu, la matematică, în resursele CRED, este câte o resursă pentru fiecare competență asociată fiecărui domeniu de conținut. Sunt 500 de resurse la gimnaziu, clasa 5, clasa 6, clasa 7, clasa 8, asociate fiecărei competențe. Greu de crezut că nu găsiți ceva acolo. Pe de altă parte, ele trebuie popularizate, ele trebuie prezentate. Asta este un exemplu bun. O să avem EduLib, la care se lucrează, platforma se popularizează. Acolo avem Wandu, avem tot ceea ce au făcut colegii în Livresc. Deci vor fi biblioteci extrem de importante. De acum se ajunge la hai să alegem care este potrivită pentru copiii mei, timpul de a o face, timpul de a o modifica, da? Ideea de bază a unei resurse educaționale. Asta este lucru bun. Lucrul celălalt care pentru mine m-a durut. Cel mai simplu exemplu de resursă educațională interactivă, într-o măsură foarte mare, este, o să vă spun și o să vă, cred că o să fiți de acord cu mine, dar nu o să vă gândiți la asta. Este manualul digital. Știți ce este curios? Că în această pandemie, deși avem pe manuale.edu.ro toate manualele în format digital și când vorbesc în format digital, nu vorbesc de PDF, vorbesc de interactiv. Cu filmulețe, cu activități, cu reacții. Nu vreți să știți cât de jos este numărul de IP-uri unice de utilizare în perioada pandemiei când nu aveam resurse. Era, în opinia mea, cea mai mare bibliotecă de resurse avută la dispoziție. Și nu au fost folosite. Nu s-a știut de ele. De multe de asta nu rămâne decât să cred că trebuie să vorbim despre ele. Da, vă da. E greu de crezut că un coleg nu știe unde este manualul lui. Eu vă pot spune că noi avem o bursă pentru elevi de clasa 10-a și de multe ori informația ajunge și este ținută de secretara școlii, mi s-a povestit, care o informează doar eventual pe nepoata, care e întâmplător în clasa 10 și atât. Și acolo moare informația. Deși noi ne străduim, de multe ori să o distribuim, în mod repetat, sunt N newslettere, dar care ajung la o adresă instituțională, unde cineva undeva, da? Sau la comunitatea pe stă care stă pe... De ce? Pentru că aici, domnul secretar de stat, vreau să spun că avem și o problemă culturală. Cred că sunteți de acord cu noi. Distanța față de putere în această țară, măsurată pe strategia lui Hofstede, da? Pe scala lui Hofstede, este una enormă. Adică, eu de multe ori, lecțiile de educație civică pe care le țin în școli din Craiova, de unde mă duc, le spun, dragi liceeni, știți, cu toții ați aflat că suntem egali în fața legii. Toată lumea, da, știm treaba asta. Adică, care va să zică, dacă suntem egali în fața legii, înseamnă că dumneavoastră, toți aici prezenți în sală și fiecare dintre dumneavoastră, este egal cu ministrul educației. Să las o pauză. Zic și mai departe, sunteți și egal cu președintele României. Că dacă suntem toți egali în fața legii, asta se numește, da, micșorarea distanței față de putere. Desigur că în alte țări, lucrurile astea se tratează în mod instituțional. Ca să înțeleagă cetățeanul că este egalul puterii, de exemplu, este o temă de limba engleză în America, toți liceenii de clasa 10 îi scriu președintelui american și președintele american se pregătește cu un milion de scrisori, că știu că va scrie toată America către Casa Albă, dar primește fiecare acolo, Dear Johnny, mulțumesc că mi-ai scris și mi-ai semnalat nu știu ce. Și în felul ăsta ei învață ce înseamnă poziționarea față de autorități. Pentru că și eu vă pot spune că cred că evenimentul ăsta la care sunteți e cam al 262-lea eveniment pe care asociația ține de noi, îl face în ultimii 7 ani. Nu vă pot explica de câte evenimente și câte se desfășoară în spatele scenei, pentru că de obicei avem o discuție în care îi explicăm
domnului ministru, onoratului secretar de stat sau cine o fi în funcție la momentul respectiv, că nu va lua cuvântul el primul la conferința noastră. Și se lasă o pauză în telefon. N-a fost cazul aici. Domnul secretar de stat a fost foarte, foarte cooperant. A mers la capătul celălalt, nu-l găseam, a vrut să stea în sală. Dar de multe ori avem problema asta și cum nu mă lăsați să deschid eu conferința? Păi știți, avem un cercetător care prezintă un document de politică publică cu care începem și după aia noastră rolul este să comentați despre sau să veniți desigur cu răspunsul autorității la. Deci, cred că avem o muncă de făcut și noi între noi să ne federăm. Da? Paranteză culturală, iarăși că vorbim de cultură. Dacă ajungi în Statele Unite, primul lucru pe care îl primești, indiferent de cum te cheamă, ce culoare a pielii ai, primești o invitație la un barbecue al comunității. Deci ăia te pescuiesc cam într-o săptămână, tu ești neutron liber și într-o săptămână ești pescuit și băgat într-o comunitate. Că e grup de WhatsApp, că e barbecue care se întâmplă în fiecare sâmbătă, că e ceva. Că e ceva lunar unde te duci la centru de evenimente din comunitatea ta sau din cartierul tău. Ideea este că tu cam într-o săptămână ești pescuit și deja după două luni contribui la comunitatea respectivă. Da? Noi încă după 7 ani de eforturi puține de noi nu am reușit să creăm o rețea suficient de mare de școli. Suntem pe cale să tot am progresat de la an la an. Dar încă nu am ajuns acolo unde trebuie să ajungem, adică crearea unei rețele care să înceapă să lucreze inerent, cum să spun, unii pentru ceilalți și fără noi, dacă se poate. Noi vrem să împingem la început, dar nu avem în intenție nimic. Nu ne dorim să, cum să spun, să ne scoatem în față, nu ne dorim să nimic, dorim ca această comunitate să schimbe felul în care ne raportăm la educația din România. Și ăsta mi se pare un moment bun. După ce mai ascultăm o ultimă experiență din, chiar din ultimul rând al sălii, că de multe ori în ultimul rând se găsesc și... Vedeți că aveți o prioritate. Da. Nu, prioritate n-am. Prioritate nu. În capătul sălii, vă rog. Bună ziua, numele meu este Daniela Popescu, reprezint Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân. Noi avem un proiect de școli pilot pe educație media. Ce înseamnă asta concret? Toate produsele educației media, însemnând dezinformare, fake news, deconstrucția mesajului, amprentă digitală, sunt pliate în cadrul disciplinelor umaniste, limbi străine, respectiv limba și literatura română. Concret, ce facem noi cu elevii? Îi implicăm în activități creative și le solicităm ajutorul în cadrul unor activități de tipul ce ar căuta pe internet Otilia personajul lui Camil Petrescu sau cum ar suna o știre într-o publicație prin care voi anunțați nunta dintre fata împăratului Roș și Harapal. Suntem în primul an de implementare a proiectului, deci nu putem să vorbim neapărat despre niște rezultate concrete, însă vă pot împărtăși din reacțiile copiilor. Sunt foarte, foarte încântați, orele de română, de engleză, de franceză sunt mult mai amuzante și sunt mult mai apropiate de realitatea lor. Realitatea lor înseamnă și exact ceea ce a spus dumneavoastră înainte, telefonul, internetul, tot ce ține de acest univers media care ne înconjoară. Este o literatură, cum spun ei, care coboară în stradă. Ne știm că prin această afirmație, de fapt, îi parafrazează pe postmodern. Cam atâta este experiența pe care vreau să vă împărtășesc. Okay. Mulțumesc foarte mult. Poate prelătare? Da. Mai degrabă o curiozitate. Georgiana Carabăsun, profesoară de limba și literatura română, tot la Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân. Am ascultat cu interes și entuziasm intervențiile antevorbitorilor, dar am o curiozitate. După cum știți, la colegiile tehnice sunt clase de zi, seral, învățământ dual, școală de maestri, post-liceală. Cum se împacă pilotarea cu stagiile de practică? Că mă gândeam la colegii mei care predau discipline tehnice.
Foarte bună întrebare. Aveți un răspuns? Cred că aici, fiind vorba de pilotare, cred că răspunsul ar trebui să fie de la colegii care poate au încercat așa ceva. Ok. Vă rog. Da, îmi pare rău că n-am specificat. Deci partea de practică și laborator tehnologic rămâne față în față. Da? Pentru că așa ni s-a părut nouă normal. Deci nu mergem decât cu, în general, cu partea de cultură. Da, da. Și din module, acolo unde avem foarte multe ore, eventual o oră am trecut-o în online. Am o... Doresc și eu să spun ceva domnului secretar de stat. Deci, nu știu cum e restul județelor, dar eu am aflat de școlile pilot de pe edu.ro și din media. Nu a fost mediatizat absolut deloc de inspectoratul școlar. Inspectoratul școlar a știut, cred că, sau nici nu știu dacă a știut, nici nu știu dacă știe, sincer, m-a deranjat. Pentru că m-am simțit așa singură în toată lupta și nici măcar să nu-ți spună cineva, bravo, ai făcut un lucru bun. Deci nu știu cum e în altă parte. Aș vrea să aflu. Ați venit aici unde am spus că învățăm de la dumneavoastră, deci cred că este un bravo implicit. Este grav ceea ce spuneți apropo de faptul că informația nu ajunge și este clar din punctul meu de vedere că trebuie să găsim modalități de a multiplica mesajul. Din acest motiv comunitatea contează. O să încerc să nu... Sunt profesor ca și dumneavoastră și face-mi place să vorbesc. O să încerc să nu vorbesc mult, dar sunt atât de multe idei ridicate pe care cred că ar trebui să le păstrăm și să le ducem mai departe. Pentru că îmi pare rău, de exemplu, colegii din Turcan nu mai sunt, dar s-a spus aici foarte mult un lucru care aparte mă refer la colegul de informatică și la... Da? Eu vreau să-i răspund la ceva ce a spus. Știu că sunteți și dumneavoastră și domnul profesor de matematică și doamna de fizic. Sunt atent. Ceea ce vreau să spun era următorul lucru. Așa cum știți, normal și modern este ceea ce spunea și colega noastră, ceea ce spunea și domnul profesor învățător, profesor de informatică, partea de embedded. Pentru că eu nu pot extinde trunchiul comun, nu pot extinde plaja orilor pentru tot ce apare nou și pentru tot ce apare important. Și atunci, singurul mod în care ai putea face niște lucruri este să le cuprinzi în cadrul unei alte discipline. Este perfect adevărat că în planul cadru de primar, la acest moment, dar post-lege, nu va mai fi așa, nu avem nicio parte de digital. Dar când vorbim de digital, din nou, aici nu aș fi de acord cu colegul de, de informatică și învățământ primar, pentru că avem partea de tehnologie și utilizarea tehnologiilor și avem totuși, pe de altă parte, extrem de important, partea de gândire algoritmică și logică. Iar gândirea algoritmică și logică nu se face, cum cred unii, doar la matematică sau doar la informatică. Iertați-mă, a urma o rețetă de prăjituri este o gândire algoritmică. A juca șotron este o gândire algoritmică. Toate aceste lucruri se pot face și într-un alt context și singurul fel în care le poți face este embedded. Iar apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, și asta este o foarte mare problemă, partea de expunere la fake news și la dezinformare și la analiza critică a unor informații, fac și eu o referință culturală, mă provoacă, nu știu de ce. Gândiți-vă la Să ucizi o pasăre cântătoare, o carte pe care am citit-o cu toți. E păcat să ucizi o pasăre cântătoare. Copiii de atunci, vorbim de America anilor 1930, copiii aveau în fiecare săptămână, își selectau o știre pe care o prezentau în fața colegilor și spuneau ce au înțeles din ea. Când fac copiii noștri o analiză de informații de acest tip? Mai mult, ne dorim cetățeni, și aici iarăși urmez exemplu, ne dorim cetățeni implicați. Vă veți supăra pe mine că sunteți colegi profesori. Dar noi îi vrem în școală să ne asculte și să facă ca noi. Și deodată, când fac 18 ani, fii liber și votează. Serios. Ok. Facem progrese. Facem progrese. Vă rog să ne oferiți și câteva lucruri de concluzie de panel. Da? Deci cam ce, nu știu, învățăminte poate mult spus, dar ce concluzii credeți că am putea trage? Că am auzit de la foarte mulți colegi. Și vreau să aducem așa, ca un mănunchi, la final panelul 2. Nu voi permite să trag eu concluzii, dar voi spune cu ce voi pleca eu acasă, parcă așa se face după orice formare. Și voi pleca de acasă cu ideea că se poate, da? Pentru toți colegii care spun că nu se poate în țara asta nimic, nu. Se poate, dacă vrei, dacă te implici,
apropo de ține de noi, ține de dumneavoastră, nu o să-mi permit acum dacă m-ați chemat. Și de dumneavoastră. În calitate de autoritate. Ce să facem, asta știu e. Ce să facem. Da, da, asta da. E. Pe de altă parte trebuie să recunosc că e mai comod când în timpul conferințelor și webinarilor sunt în spatele ecranului decât aici. Dar asta este, am intrat în horă joc. Deci, se poate, sunt idei foarte multe, depinde foarte mult de noi ca și comunitate. Foarte mult de noi ca și comunitate. Resurse au început să fie din ce în ce mai multe. Întotdeauna se va cere mai mult, pentru că asta este normalitatea, să nu te mulțumești cu puțin, că așa este progresul. Pe de altă parte, atunci când avem un gând, apropo de cel cu care ați intrat în sistem, și niște dorințe de a implementa ceva, și atitudinea corectă, poziționarea corectă, care nu este să se facă, ci este hai să fac. Ce? Să fac ce? Ce? Să fac, nu, dar fiecare vorbește în primul rând pentru el. Pentru că să vă spun un lucru, gândiți-vă la un exemplu banal și trivial. Ce murdar e orașul meu, spun în timp ce arunc o hârtie pe jos. Să se facă, domnule curățenie. Deci ține de noi. Și am rămas dator cu ceva. Da. Dați-mă, m-ați rugat să o prezint pe colega mea, da, Marilena. Marilena, te rog frumos. Un semn. Nu vreau să, da, nu, e foarte important să terminăm panelul ăsta chiar cu o doamnă foarte simpatică, cu care am apucat deja să vorbesc și culmea, suntem pe aceeași lungime de undă, nu mi se întâmplă des cu reprezentanții Ministerului Educației, mărturisesc sincer, dar doamna este cea care monitorizează toate școlile pilot și vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi și vă mulțumim pentru faptul că eu așa v-am perceput, sunteți foarte deschisă la minte. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Trebuie să spun că vă admir pe cei care ați avut curajul să aplicați pentru școli pilot, indiferent de rezultat. Trebuie să spun că admir responsabilitatea pe care v-ați luat-o, pe care v-ați asumat-o, pentru că este o responsabilitate. Noi nu facem experimente pe copii. Noi încercăm să aducem către copii niște lucruri. Da? Sunt oameni aici care și-au asumat lucruri extrem de importante. Și trebuie să vă spun că acești oameni reușesc să transforme profesori. Să-i transforme ca oameni, ca profesioniști. Dumneavoastră ca manager, dumneavoastră ca profesori, sunteți cei mai importanți. Dumneavoastră faceți ceea ce se întâmplă acolo în școală. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți în fața dumneavoastră managerii, în fața plutonului, în fața părinților. Și pot să mă completez colega director în fața inspectoratelor, în fața ministerului. Dumneavoastră sunteți cei care transmiteți mesajul. Uneori nu-l înțelegem. Noi, ministerul, noi, inspectoratul. Dar încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie să fie. Așa cum trebuie să ajungă la elev, la copil. Bun. Încă o dată spun, mare responsabilitate. O să spun un lucru care poate nu o să placă. Eu nu sunt fanul sistemului educațional din Statele Unite. Și o să spun și de ce. Nici eu. Pentru că la Curcan nu cred că 1% din părinții de acolo pot plăti studiile, într-un fel sau altul. Noi aici suntem obligați să dăm tuturor copiilor, care, apropo, nu fac cerere în ce familie să se nască, o șansă cât mai mare în viață. Despre asta este vorba. Asta încercăm noi să facem acolo la Ministerul Educației. Uneori facem mai bine, altor nu atât de bine pe cum v-ați dorit dumneavoastră. Dar să știți că la asta ne gândim. Atunci când se pune problema generalizării unei pilotări, trebuie să ne gândim că acea pilotare a fost făcută într-o școală, într-un mediu socioeconomic care poate nu merge peste tot. Și atunci noi trebuie să luăm în calcul absolut toate aspectele. Da? Mai spun încă o dată, eu vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici și transmit acest mesaj și celor care nu sunt aici. Mulțumim pentru că ați avut acest curaj, pentru că v-ați asumat această responsabilitate
și pentru că vă transformați și transformați o comunitate de director, de profesori, de părinți, de elevi și chiar și primării, UAT-uri, hai să spunem. Pentru că de la dumneavoastră către dumnealor vin anumite mesaje. Și azi nu le înțeleg, mâine nu le înțeleg, dar apoi mâine se întâmplă lucrurile. Vă mulțumesc încă o dată. Înainte să vă rog cu un gând de final, să spuneți ceva și despre a treia tranșă, a treilea val. Cum se va organiza el, cum îl pregătiți, cum îl vedeți și să îndemnăm și alte școli, mă gândesc, să vină să depună acel dosar către dumneavoastră ca să fie parte din al treilea val. Deja colegii de la Anastasia Popescu s-au anunțat. Nu, te rog frumos, dar de da. Cele două părți în al treilea val? Da. Sunt două paliere. Avem un prim palier care este asemănător, este la fel, nu asemănător, cu ceea ce se întâmplă acum. Undeva în martie-aprilie începe activitatea pentru școlile pilot pentru anul școlar 2023-2024. Deci, cu aceeași procedură. O metodologie, da? În martie o vor găsi. Da. Ea va fi afișată cu calendarul absolut. Nu sunt prevăzute schimbări majore pentru acest val? Nu sunt schimbări. Nu. Dar avem și palierul 2, și anume școlile pilot cu finanțare. Este o finanțare de 12 milioane de euro prin PNRR. Cred că cei prezenți aici știu despre ce este vorba. Mesajul cred că trebuie transmis pentru cei care nu sunt aici. Aproximativ 60 de școli vor putea beneficia de această finanțare, dar nu numai, chiar și mai multe. Ghidul s-a aflat în consultare pe site-ul Ministerului Educației. Urmează să se finalizeze și undeva la începutul lunii ianuarie, mijlocul lunii ianuarie, va fi publicat varianta finală. Ce pot să spun? Absolut toate informațiile sunt pe site-ul Ministerului. Da? Accesați site-ul Ministerului, acolo aveți bucata numită PNRR. Și tot acolo aveți și școli pilot. Și acolo se află absolut toate aceste informații. Noi suntem deschiși și o să încercăm să transmitem aceste informații cât mai mult cu putință și da. Printele. Și noi le vom prelua, le vom pune pe feed-ul Asociația Ține de Noi. O să devenim mult mai activi în sensul ăsta, să transmitem informații, că vedem că avem deja o comunitate mare și poate că putem ajuta la diseminare. De asemenea, cred că e foarte necesar și tot aud că ne întoarcem la finanțare. Noi avem un program de învățare pentru fonduri europene și cred că la începutul anului viitor o să-i rog pe trainerii pe care noi avem să facem o sesiune gratuită pentru școlile pilot, pentru dumneavoastră, de a educa cât mai mulți dintre colegi cum se scrie un proiect european. Unii dintre noastre știți, alții aveți, știu, deja proiecte foarte mari în comunitățile dumneavoastră, dar poate că mai sunt și colegi care, pe care putem cât de cât ajuta să doriți să spuneți ceva? Iertați-mă, doamnă, o să fac un disclaimer de publicitate, doar atât. Printre trainerii lor este și Tina Leu, pe care cei de o vârstă cu mine și mai în vârstă știu de când lucra la educație, într-o educație 2000+, deci chiar aveți un om de la care puteți învăța. Iertați-mă. Da. Am spus că e publicitate. Este... Vă rog, vreau să mai întrebați. Lăsați-mă să întreb ceva, dar mai întâi să vă las să terminați ideea, pentru că este un pic altă idee. Se rupe un pic filmul. Deci, ce-mi iau eu ca temă de casă? Să facem o sesiune dedicată fondurilor europene la început anului viitor, să facem această comunitate despre care am vorbit și să circulăm contactele, să ne apucăm să învățăm unii de la alții, să facem o politică publică, va trebui să vedem cum o gândim, ca să propunem măcar un document articulat de politică publică până la finalul anului viitor, despre această idee să avem școli, fundații naționale de utilitate publică sau cum le-am denumit, nu contează denumirea atât de mult, dar important e mesajul, adică acele tipuri de
instituții care să poată federa bani din mai multe locuri. Sponsorizări, bani de la privat, bani din fonduri europene și bani de la buget. Adică să aveți posibilitatea, va exista un filtru, mă gândesc, nu? Dar să există această idee măcar pusă pe masă și explicată decidenților că putem face lucrul ăsta chiar dacă vom avea nevoie de niște instrumente destul de speciale, legale, juridice și așa mai departe. Vă rog, doamna Mândița, vă rog. O întrebare aș avea pentru autorități. Suntem în al doilea an de pilotare și așteptăm cu nerăbdare să ne spuneți ce vom face după 4 ani de pilotare. Dacă rezultatele sunt foarte bune. Primim pilotarea din oficiu. Asta vă spun, cred că ar trebui să detaliați un pic întrebarea. Ce veți face din continuăm activitatea în regim pilot sau trecem la... Acum, vă dați seama, rezultatele în secunda în care evaluăm impactul lor, s-ar putea ca unele dintre ele să fie perioade și generalizate și atunci nu se pune problema activitățile acelea să mai fie în regim pilot pentru că vor fi generalizate. Dacă sunt activități care nu vor fi preluate și din punctul de vedere al rezultatelor și al evaluării impactului, dumneavoastră considerați că pot fi, sigur se poate continua. Dar despre asta este vorba. Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc. Ok. Bun. O să vă ofer doar o scurtă concluzie din partea mea. Mie-mi crește inima de bucurie, pentru că atunci când am început această idee și am început-o cu 6 școli, dintre care 3 școli chiar au devenit școală pilot în primul val și după aia a mai fost și a 4-a școală care a devenit în valul 2. Deci după ce am început, de unde am început și unde am ajuns, cred că sunt destul de departe, dar ambiția noastră este una destul de mare și acum o să trecem la a încerca să o articulăm în sprijiniți de Radu Nicosevici și asta ar fi ultima activitate, panelul de advocacy. Când am gândit ce facem noi astăzi aici, m-am gândit că nu vreau să fie încă o conferință în care adunăm puncte de vedere și după care fiecare mergem acasă, eventual ne mai uităm pe înregistrarea care se va găsi pe Facebook Live și o să rămână acolo, dacă ne interesează o anumită parte, să o putem regăsi. Cred că putem fi un pic mai ambițioși și am adus un specialist național. Un om care este de 20 de ani, are un ONG care se numește Academia de Advocacy de la Timișoara. El este entitatea, este ONG-ul care a creat standardul profesional în materie, de meserie de chestiunea asta. Deci aflăm de la niște profesioniști cum ne-am putea susține punctele de vedere și cum am putea să ne federăm ca o comunitate, astfel încât să fim mai, să avem un succes mai mare atunci când ne reprezentăm interesele, că e vorba de autorități sau că e vorba de pur și simplu alte entități care ne-ar putea ajuta. Pentru că, înainte să-i dau cuvântul lui Radu, cred că va mai trebui să mai facem ceva, tot pentru școlile pilot la anul viitor. Cred că va trebui să facem o sesiune dedicată cu furnizori de soluții și de idei și de materiale și de ajutor. Cum sunt prietenii noștri de la INACO, dar nu sunt doar ei. Sunt platforme educaționale de tot felul, sunt companii care oferă proiecte, sunt tot felul de rețele pe care aș vrea să le aduc în sprijinul dumneavoastră. Poate nu e pentru toată lumea, dar vreau să organizez o sesiune în care să vă furnizăm resurse, pur și simplu, să încercăm să vă dăm resurse, astfel încât să vă puteți face misiunea cât mai simplă, pentru că, într-adevăr, este o responsabilitate și sunt de acord aici cu colega din Ministerul Educației. Pe de altă parte, sigur, când le cer unor oameni de răspundere niște rezultate foarte performante, trebuie să-i ajut și cu niște
resurse și să încerci să le dai măcar resursele de know-how, dacă nu chiar laptopuri, table și ce s-a mai cerut, sau clădiri, cum spunea cineva aici. Mulțumesc! Eu vă rog frumos să mulțumesc. Plec. Nu-mi place să nu stau până la final. Voi găsi o scuză politicoasă și voi spune că aș avea informații din interior dacă asist la ceea ce faceți. Deci mă voi alătura unui training de advocacy atunci când voi schimba partea mesei de care sunt. Vă doresc sărbători fericite și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Mulțumim frumos! Mulțumim! Ok, microfonul la Radu Nicosevici. Radu, te rog, ai microfonul. Când ne-a chemat Răzvan de la Timișoara pe mine și pe Corina, mi-a dat cam o oră la dispoziție și când am aflat că ora aia era sfârșitul întâlnirii, mi-am amintit de testele care le făceau profesorii americani aia nesuferiți, care îți dădea să ții un curs după prânz, imediat după prânz. Și te uitai în ochii interlocutorilor cum începe digestia, începe să tipească și ațipesc cu bun simț în scaunele lor. Sper să nu fim în situația asta. Vreau să încep prin a exprima un protest, domnul președinte. Așa. Mă simt discriminat sexual, având în vedere numărul imens de piloate aici și numărul minim de piloți care sunt. Proporția este incredibilă, dar îmi dă mie șansa să cred că ceea ce vă spun o să aibă rezonanță și mai ales eu, care am 73 de ani împliniți și am lucrat săruna și am lucrat cei mai mulți ani cu femeile, e de departe segmentul sexual cel mai inovativ, care face experimentele cele mai interesante și mai ales împinge lucrurile înainte. Dragii mei, nu o să putem face foarte multe lucruri. Răzvan ar fi vrut să-mi fac tot masteratul de 2 ani care îl predăm la universitate într-o oră, nu se poate, dar având în vedere nivelul foarte ridicat al discuțiilor, eu am 2 șocuri culturale. Pe dumneavoastră, în primul rând, faptul că ați început niște lucruri extraordinare, și al doilea șoc cultural am avut cu secretarul de stat. Ce accident! I-am spus că nu va ajunge ministru niciodată. E prea fain ca să ajungă ministru. O să încep prin a vă spune două povești scurte și până intrăm într-a noastră pe care o așezăm serios. Prima poveste începe în 2007, când am fost ales să reprezint societatea civilă în Comitetul Economico-Social European și am ajuns și eu la Bruxelles, singurul din provincie, și am intrat în anul 2008, începuse marea criză. Erau dezbateri peste tot, workshop-uri, seminarii, ce ne face cum descurcăm această criză. Cel mai amuzant erau că trainerii erau americani, plătiți din bani europeni, ei provocaseră criza și tot ei ne țineau training-ul și ne luau banii cum să rezolvăm problema. Unele lucruri erau interesante, altele mai puțin, dar unul dintre lucrurile foarte importante care le-am reținut atunci și vă rog să rețineți și dumneavoastră, era acela că o firmă, că un patron, că un antreprenor care dă faliment, e un tip care are o valoare adăugată mai mare decât unul care n-a făcut nimic.
Deci, ideea noastră de pus ștampila în frunte când a avut cineva eșec, și toți am avut, da? Toți am avut, este complet greșită. Este foarte posibil să experimentați, să încercați să faceți ceva și acel ceva să nu reușească. Nici într-un caz să nu vă gândiți că acel lucru vă pune pe dumneavoastră într-o poziție de inferioritate, dimpotrivă. Dimpotrivă. Vă rog să rețineți lucrul ăsta în general în viață. O a doua poveste scurtă pe care vreau să vă spun este că noi avem Academia de Advocacy după mai bine de 30 de ani, pentru că am fost și în organizații patronale, în camere de comerț și așa mai departe, am ajuns la următoarea concluzie. S-ar putea să vă șocheze. Noi credem că situația asta care e în România, de care suntem nemulțumiți, nu se datorează în primul rând clasei politice, cu toate că ea e proiecția noastră, nu sunt nici elveție, nici așa, ci se datorează în primul rând formelor organizate ale societății civile. Să mă explic. Patronatelor, sindicatelor și restul societății civile. Asociații profesionale, fundații, bla bla bla. Dacă vă faceți o cercetare, deschideți laptopul, telefonul și vă uitați la statutele acestor organizații, o să constatați că obligatoriu trebuie să aibă un punct, care apare, mi se pare și în sentință, misiunea organizației. Și uitați-vă câte din acele organizații, că se cheamă confederații sindicale, patronate naționale și așa mai departe, își îndeplinesc misiunea. Una dintre misiunile lor, cea mai importantă, este de fapt să reprezinte interesele membrilor. Câte organizații ați văzut că fac presiuni asupra decidenților politici? Câte organizații prezintă politici publice articulate, documentate? Vă dau două exemple. Două exemple proaspete. Bugetul. A fost aprobat ieri, a trecut ca trei. Câte ONG-uri au făcut analize pe buget? Câte, de exemplu, pe învățământ a făcut analiza modului în care a fost cheltuit bugetul pe învățământ? În alte țări, în țări normale, am umblat. Că am umblat pe banii voștri, pe banii europeani. Știți că din 6-6 luni se schimbă președinția, cum am avut două mandate de nou, în total 9 ani, 9 ori 2, 18, am vizitat 18 țări pe banii voștri. Dar am apucat să văd cum văd ei lucrurile. Măi frate, societatea civilă, grupurile de interese, nu uitați, noi aici suntem un grup de interese, clar, toți sunt ca niște fiare în promovarea intereselor și în păstrarea privilegiilor vis-a-vis de decidentul politic. Deci, dacă vă închipuiți că decidenții politici nu dorm de grija voastră, că vă merge pilotul bine sau rău, sunteți naivi. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred, că sunteți o elită. Și acum ajungem la subiectul nostru. Clar sunteți o elită. Fără să vă mângâi. Batem țara. Am bătut țara cu un proiect mare de 5 milioane de euro. 5 milioane de euro se dai la un ONG. Mult. Pe 3 ani de zile.
Pentru că noi am gândit, apropo de viziunea noastră, că trebuie să găsim o modalitate să schimbăm lucrurile. Ca să găsim modalitatea de schimbat lucrurile, trebuie să aplicăm regula de 3,5%, o să vă spun, și să creăm o masă critică care poate să producă schimbare. Asta ce ar însemna? Să-i faci pe oameni să înțeleagă care e instrumentarul în care lucrezi cu decidentul politic, pentru că ei hotărăsc totul. Asta am vrut noi, am vrut democrație. Ăsta e mecanismul. Așa? Să te învăți instrumentarul și tu să înveți să-ți promovezi profesional interesele. Așa, adică, așa adăuga și subiectul Schengen. Ați văzut profesionalismul în care noi am știut să facem promovarea interesului național. E vorba de competențe. Stați liniștit, nu e vorba de avioane. Din punctul ăsta de vedere, am școlat 1200 de oameni din România, din toate regiunile. Era adresat liderilor de sindicate, liderilor de patronat și liderilor de diferite organizații. Asociații profesionale, bla bla bla. Bineînțeles că n-au venit liderii la cursuri. N-au venit, pentru că liderul n-are timp. Eu am fost impresionat de numărul de directori de aici. Liderii n-au timp. El îl trimite pe subaltern. Am avut cursuri de ținut cu parlamentari. Parlamentarul nu vine. El trimite în cel mai bun om din cabinet. Pentru că parlamentarul... De asta când sună cineva, trebuie să fie cineva precum colega noastră Doina, care are 30 de ani de experiență în societatea civilă și a trecut prin 4-5 organizații și are un anume fel de a aborda, a discuta cu oamenii și de la toate nivelurile. Deci unii dintre noastre ați fost convinși, cel puțin să fiți în sala asta, de colega noastră care are un talent în a vorbi cu oamenii și a așeza lucrurile. Da? Decidenții politici, cei de la impoziții importante, parlamentarii, da? Ei consideră că în momentul în care au fost aleși, dețin poziția de parlamentar, automat au și competențele și cunoștințele necesare. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră v-ați speria dacă ați intra în contact direct cu nivelele astea, câtă ignoranță există în zona asta. Dar suntem vinovați și noi. Suntem vinovați și noi că nu le dăm politica publică respectivă politicianului. Să vă spun o metodă. Una dintre metodele pe care noi le predăm și le-am învățat de la alții, de afară e următoarea treabă. Sunt un grup de interese. Eu sunt un grup de interese. Eu vreau ceva. Îmi articulez ceea ce vreau. Nu e ușor, că dacă ne punem pe tablă și o să vă spun, vă rog, spuneți în primele 5 prioritățile dumneavoastră, să vedeți că avem o problemă. Ne stabilim un obiectiv și o anumită politică publică. Reușim să punem mâna pe experți, facem o politică publică impecabilă, impecabil argumentată. Din momentul respectiv, eu mă duc la partidele politice. Răzvane de la PSD. Uite, de politica publică pe învățământul preuniversitar. Sau pe zona noastră. Mă duc la PNL. Că nu vă închipuiți că iau niște laboratoare și în spate niște inteligențe și... Dă-mi-o, e bună. Pe tine te interesează ca politica ta la care tu ai muncit. Ai alocat resurse, ai făcut un efort uriaș să ajungă în programul electoral al partidului respectiv. Noi am avut experiență din punctul ăsta de vedere și funcționează până și la noi în România. Câștigă un grup de partide politice
Și tu, și tu, și tu ai politica publică respectivă pe domeniul respectiv. Ai șanse ca bucata aia ta, făcută ca lumea, să intre în programul, de data asta, de guvernare, nu mai e program electoral, nu-ți basme electorale, în programul de guvernare. În momentul în care vine un guvern, vă rog să mai rețineți o informație importantă pentru dumneavoastră, când Parlamentul votează, nu votează guvernul, pe domnul premier, pe miniștri. Votează programul de guvernare, care devine lege și apare în monitor oficial. Și atunci, bucățica aia ta din program, liniuța aia ta, pe care tu ai învins-o, la care ai muncit câțiva ani de zile, ajunge ca liniuță obligatorie de îndeplinit, repartizată la Ministerul Învățământului. Și din momentul respectiv, nu te bați să modifici ceva ce ai o treabă deja construită. Din punctul ăsta de vedere, noi trebuie să începem să facem pași. A fost un eveniment interesant când l-am reîntâlnit pe Răzvan și am provocat prima dezbatere publică cu Ministerul Învățământului. Da. Care n-a fost o dezbatere publică pregătită. Nu ne-am pregătit. Am exersat acest exemplu și această putere pe care o avem noi, că atunci când vine cu o inițiativă legislativă cineva, eu pot să zice, vreau dezbatere publică. Și ministrul trebuie să facă dezbatere publică. Trebuie să stai de vorbă cu mine. Cu mine, cu tine, cu toți ăștia. Dacă noi vom începe. Vă povestesc eu mai bine. Dacă începem să gândim în felul ăsta, că fiecare nu va putea, chiar în grupuri la nivel de județ sau regiune, să aibă forță, dumneavoastră sunteți un nucleu, primul nucleu, al doilea nucleu, al treilea nucleu, se creează acum, da? Câteva generații, se pare, care puteți să vă constituiți într-o fază inițială, într-o coaliție, pentru că aveți, sunteți un grup care aveți un numitor comun, clar. Povestea asta cu 3,5% că n-am terminat-o, spune așa regula asta. Dacă eu reușesc 3,5% dintr-o masă s-o conving într-o direcție, eu creez o masă critică care produce schimbarea. Bun. Gândiți-vă că voi sunteți grupul de elită de 3,5%. 3,5%. Făcut socoteală, ați vreo 600 de scoli. Nu știu. Da. Așa. Și puteți produce schimbarea. Bun. Asta o să fie probabil pasul 5, da? Eu cred că totuși ar trebui să începem cu niște întrebări destul de simple. Hai să vedem. De Corina exemplu. Să explice ce înseamnă și, coaliție. Și Corina o să o las imediat, dar pun niște întrebări foarte simple, basic. Hai să vedem. Câte școli din cele reprezentate aici, și dacă aveți multipli colegi din școala respectivă, nu ridicați toți mâna, câte școli au pe lângă ele asociații? Destul de puține. Câte și-ar dori să creeze un ONG sau o entitate pe lângă școală? Că e vorba de ONG-ul părinților sau ceva. Ok. Avem... Bun. Câte lume din sala asta și-ar dori pentru început să participe la o coaliție informală, dacă vom crea o astfel de coaliție informală a școlilor pilot. Aici văd că există mai mult interes. Bun. Acum vă întreb așa, câți ar prefera, de exemplu, modalitatea de federare să fie o pagină de Facebook? Hai să spun. Câtă lume este adeptă a paginii de Facebook?
Hai să văd niște mâini. Bun. Câtă lume e adreptă grupurilor de WhatsApp? Vai de... Deci, nu. Câtă lume ar prefera să existe un loc creat, nu știu, pe site-ul asociației noastre, de exemplu, de resurse, de lucruri? Ok, dacă fac alții, e bine. Bun. Am înțeles mesajul. Bun. Facem, nu e o problemă. Ce alte idei aveți de federare? Hai să vedem, hai să luăm din sală niște idei. Hai să vedem. Gândeam așa că era bine măcar o dată pe an să ne întâlnim și să facem schimburile astea de experiență și să vedem ce s-a produs în școala respectivă, dar să ne întâlnim fizic. Pentru că așa pe WhatsApp și pe platforme suntem sătui. Fizic poți vorbi, nu știu, mie mi se pare că la o întâlnire fizică e altfel. Poți... E cu totul altceva, de asta am insistat ca asta să fie și fizic. Cred că măcar o dată pe an ar fi bine să ne întâlnim, pentru că este o atmosferă foarte destinsă aici și cred că toată lumea pleacă cu ceva bun. Ok. Mulțumesc. Bun, deci ne-am luat niște sarcini, cel puțin, să facem o secțiune de școli pilot pe site-ul asociației, să mai facem una fizică la anul de felul ăsta. Bun. Ce alte idei de federare ați avea? Hai să vedem. Să scriem împreună un proiect pe PNRR. Să scriem împreună un proiect pe PNRR. Și asta e o idee foarte bună. Deci dacă facem cursul ăla, ca, cum să spun, ca output din curs, să fie un proiect comun de dotarea mai multor școli prin PNRR, nu? Pe școlilor pilot. Și ar fi un proiect interesant, că aveți deja un interes comun, nu aveți neapărat o logistică comună, dar tocmai proiectul ar veni în sprijinul logisticii. Ok, hai să vedem. Dacă am crea un training de fonduri europene, cam câți din sală cred că ar fi interesați de chestia asta? Multă lume. Ok, e interes și aici. Deci avem, ok, hai să spunem și ideea lui Vifor. Deci ideea lui Vifor este scrierea unui proiect comun pe PNRR. Câtă lume ar vrea să participe la un proiect comun pe PNRR? Hai să vedem. Proiect Mori. De pilotare. Școli variate pentru școli pilot. Nu, variantă pentru școli pilot. Scrierea unui proiect de finanțare pentru școlile pilot prin PNRR. Mai deci o coaliție, da? Bun. Deci, până la urmă, care este metoda? Hai să vă cer niște păreri. Care e metoda cea mai bună de a ține legătura cu dumneavoastră? Prin intermediul unei pagini Facebook? WhatsApp-ul am înțeles că iese din discuție, deși a fost interesant. Jumate din sală a zis, nu putem așa. Și s-au ridicat totuși destul de multe mâini prin spate, mai ales, care susțineau și ideea de WhatsApp. Deci, ce ar fi cel mai bun? Să primiți niște newsletter de la noi? Câtă lume lucrează cu newsletterele noastre? Hai să vedem. Show of hands. Mai puțină decât cu Facebook. Facebook-ul pare să fie mai bun. Pare să fie mai bun Facebook-ul decât newsletterul nostru. Ok, mai sunt în sală alte idei? Nu știu. Federare, idei, interese și după aceea o să o rog și pe Corina. Măi, eu vreau să-ți spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru important. Deci, acum cam 20 de ani, societatea civilă primea o grămadă de bani de peste... Nu intrasem în UE. Se primea bani de peste tot, de la american, nu știu ce, și se organizau congrese, așa cum spune doamna, anual ale societății civile, cu care ocazie se alegea, nici nu mai știu cum se numea, delegație permanentă, mă rog, între două congrese. Vorbește la microfon. Da, și țin minte că m-am certat o noapte întreagă cu Ancuța Vameșu, personaj arhicunoscut, pentru că eu susțineam că era necesar deja pentru societatea civilă să se organizeze pe domeniu, pe federații.
Pentru că decidentul politic, care era el în domeniul respectiv, când voia să discute un subiect, cu cine se discuți? Cu 25? Cu 30? Habar n-aveai cine se ocupă de mediu, de sănătate, de educație în România. Și ea nu era de acord, ea zicea că trebuie libertatea asigurată. Da, free, da? Deci, rețineți, acum mai mult decât niciodată este nevoie de adunarea resurselor într-un singur loc. Ok. Corina, tu ce ne spui? Eu aș vrea numai puțin să vă atrag atenția asupra ideii de coaliție, să nu fie, poate, să fie înțeleasă unitar. De ce să ne coalizăm? Că asta înseamnă treabă în plus, cum s-ar spune. De ce să facem această coaliție? Și răspunsul la această întrebare este, facem o coaliție dacă avem treabă cu decizia politică. Da? Vrem să schimbăm o legislație. Vrem să propunem o legislație. Avem o problemă legislativă. Dacă avem o problemă legislativă și trebuie să interferăm cu politicienii, aș vrea să vă spun două lucruri. Să înțelegem acest profil de politician. Noi, Radu i-a spune animal politic. Dar acest profil de politician. Politicianul nu vibrează la problema unui individ. Politicianul vibrează la o problemă de masă, de grup de interese. E foarte simplu de înțeles. De ce vibrează la o problemă de grup de interese? Pentru că odată intrat într-o asemenea carieră, carieră politică, el dorește să rămână în acest domeniu politic. Adică vrea din nou să fie reales, vrea să urce în ierarhia sa politică. Asta este interesul politicianului când s-a înscris ca membru de partid. Și dacă îl înțelegem în acest fel, înțelegem că el va rezolva probleme de grup de interese care au o cât mai mare reprezentare, care în capul lui se traduce, dacă le rezolvă această problemă, acestui grup de interese, se traduce pentru mine în voturi la alegerile viitoare. Așa trebuie să privim lucrurile. E foarte simplu și foarte realist și foarte firesc să gândim. Fiecare avem interese în felul nostru și ca indivizi, cu carierele noastre. Cred că asta este pozitivul, că dacă rezolvă, nu știu ce se va întâmpla, dar există și negativul și pe care nu vreau să vi-l pun prea abrupt pe masă, dar s-au mai văzut în România reforme unde într-o dimineață un alt decident se decide că ce e, domne, cu atâta libertate cu reforma asta, ia hai să mă mai las ăștia în pace. Da? Deci, tot e treaba noastră să rezolvăm problema asta. Din fericire, nu este cazul cu ultimii doi decidenți din Ministerul Educației și de asta am salutat public poziția constantă de susținere a școlilor pilot până în acest moment de decidenți. Dar trebuie să ne punem problema că vin ani grei și în următorii ani, dar vor veni și anii de bilanț. Peste 2 ani vom avea un moment de bilanț absolut special, când se trag linie într-un fel după cei 4 ani, cu toate școlile, cu toate rapoartele dumneavoastră, și cineva va trebui să se uite pe ce s-a întâmplat în urmă și să se gândească. Dă drumul mai departe. Foarte bună întrebarea doamnei Baias. Excelentă, da? Exact asta ne-a întrebat decidentul. Ce facem după încă 2 ani? Da? Pentru că asta nu poate fi doar problema unei asociații sau unui secretar de stat sau unui minister și așa mai departe. Asta este problema dumneavoastră a tuturor. Și atunci eu aș prefera să avem 2 ani de construcție în care facem ceva, ne strângem, schimbăm modele de bună practică și așa mai departe, dar dacă vom avea piedici, trebuie să și creăm o voce astfel încât să minimul nostru interes fiind ca această reformă să nu eșueze pe de-o parte și pe a doua parte să
fie perpetuată, să continue să existe în continuare, să-i se acorde aer de a exista, da? Să-i se dea suficient oxigen cât să existe, că așa sunt multe lucruri care, așa zis, există pe hârtie undeva într-o lege sau în ordin de ministru, dar știm cu toții că li se ia încet, încet oxigenul și eșuează la un moment dat, așa mai discret, nu foarte eclatant, bubuitor. Da? Dar de asta, dincolo de bucuria de a vă întâlni și de a lucra împreună, de asta am ținut neapărat ca să terminăm ziua de astăzi cu un astfel de atelier, de federare de interese. Nu uitați că, practic, cinic vorbind, Răzvan vorbea de ministră și de secretarul de stat de aici, practic, timp ca să vă consolidați poziția, apropo de ce Dumnezeu o să se întâmple după 2024, e un an de zile. Gândiți-vă că la mijlocul anului viitor nu mai are treabă nimeni. Președintele Klaus Iohannis și-a terminat mandatul și puterea lui este nesemnificativă. Deci toate lucrurile astea trebuie gândite politic. Decidentul politic în scaun, oamenii care susțin, trebuie să vă consolidați. Deci, atenție, aici eu cred că e o chestie de traducere. Știu că oamenii din educație au aversiune avunculară, așa, la cuvântul politic. Noi spunem cetățenesc, da? Deci nu, ideea nu este de rol. Deci nu avem treabă cu politicul aici, pentru că suntem, cum să spun, suntem un ONG, sunteți niște școli, dar că vrem, că nu vrem, ca cetățeni și ca structuri reprezentative, dumneavoastră va trebui la un moment dat să vă apărați și proiectul în fața autorităților locale, în fața autorităților naționale și așa mai departe. Și la un moment dat sper eu că veți fi de acord să contribuiți și la o asociație, federație, coaliție, habar n-am, cum o să vreți să o facem. Dacă vă doriți să o facem, pentru că, repet, eu nu am niciun interes în povestea asta, alta decât să nu fi contribuit la un proiect național care la un moment dat se stinge sau nu mai are susținători. Deci, intenția mea este să federez oamenii și să mă asigur că există substanța aia care poate să ducă proiectul ăsta. Și da, la modul pragmatic... Mai degenerat o voce unică, da, a lor. La modul pragmatic avem, ceea ce ne spune Radu este absolut corect, avem cam un an să ne organizăm, cât de cât. Vă rog. Ce formă juridică ar avea această asociere? Asta vă spune Corina. Asta vă spun. Deci cele două elemente de care spuneam mai devreme, care le-au comentat și Radu și Răzvan, sunt că trebuie să fiți un grup cât mai mare ca să fiți luați în seamă de orice decident politic, indiferent de culoarea lui politică. Și al doilea lucru este că atunci când vă hotărâți pe un subiect, toți dintre dumneavoastră să prezentați în același fel subiectul. Adică ceea ce spunea Radu și Răzvan, să aveți o voce unică. De ce spun acest lucru? Pentru că decidentul, dacă fiecare dintre dumneavoastră spune în acel fel problema legislativă pe care vreți să o schimbați, decidentul o traduce, o interpretează în sinea lui de autoritate decidentă, zice, măi, fructus a copt. Toți înțeleg în același mod, da, rezolvarea problemei. De aceea trebuie să vorbiți în același mod. Uite, vă atragem noi atenția despre acest lucru, pentru că de obicei suntem vanitoși și dacă suntem întrebați de un politician, noi mai punem câte o floricică, da? Și mai zicem în alt fel. Și dacă reușim să vorbim toți în același mod, politicianul pleacă urechea și preia problema. Asta e cer. Vă spunem din propria experiență. Formele juridice. Există logodnă și căsătorie, doamna mea, da? Eu vă propun întâi logodna, adică să faceți un protocol între școli în care să vă hotărâți asupra unui obiectiv pe care l-aveți toată lumea, să cădeți de acord asupra unui obiectiv, da?
și să spuneți un mod de lucru între dumneavoastră. Ori structurile dumneavoastră rămân independente și vă vedeți de treaba dumneavoastră ca școală independentă și în baza protocolului încercați, da, să vă obișnuiți cu celelalte părți, da, ca să puteți lucra împreună în baza unor responsabilități care sunt scrise în protocol. Dacă în urma protocolului dumneavoastră constatați că vă înțelegeți, puteți să faceți și o nouă organizație. Și care e persoană juridică. Care are personalitate juridică, aveți certificat de naștere de la judecătorie și așa mai departe, ca o nouă organizație. Dar vă invit să încercați acest protocol comun în care să încercați să lucrați împreună ca entități independente cu responsabilități în baza protocolului. Întotdeauna există un grup de inițiativă și apoi membrii aderenți. Sunt primii care sunt cu entuziasm, care vor să pună în mișcare treaba asta, să creeze această mare reprezentativitate a problemei dumneavoastră legislative și apar și alte școli aderente. Să vă asigure secretariatul. De exemplu, oricând fază... suntem aici să vă ajutăm pas cu pas să o creați dacă doriți. Mulțumesc. Ok. Deci, ideea este că am avea de muncă suplimentar, cum ar veni, dacă sunteți de acord să contribuiți la această muncă. Ideea este că, pentru început, probabil prin intermediul unei comunități închise pe Facebook, o să lucrăm ca să adunăm pe toată lumea care este aici și să încercăm să mărim conversația și să devină care se întâmplă uzual, ceva viu, ceva care se întâmplă uzual. Haideți să mai luăm niște idei din sală. Ce părere aveți? Mi se pare o idee ciudată. Cred că n-ați mai fost la nicio conferință la care la final sunt niște oameni de la advocacy, da? Ce părere aveți? Cum vi se pare? Mie mi se pare o părere foarte bună, o opinie bună. Nu am mai întâlnit nicio astfel de situație. Am fost la multe conferințe și chiar acum am observat o doamnă pe care am mai întâlnit-o la o conferință și o salut la noi în Prahova. Da, mi se pare o idee foarte bună, mai ales că de obicei intelectualii încearcă să se detașeze de partea aceasta de clasă politică, deși am înțeles că nu e vorba despre o organizație politică, dar totuși e ceva pe aproape. Nu e adevărat, nu s-a înțeles. Deci, ideea ar fi ca dumneavoastră școlile să vă faceți o asociație națională a școlilor pilot. Exact. Sau măcar o coaliție de școli pilot pentru început. Da? Noi nu ne dorim să nimic cu ea. Da? Deci nu, asta e mereu... Deci chestiunea asta... Vă rog să mă credeți, sunt la 262-lea eveniment organizat în educație. Mi s-a explicat inclusiv de către editori din televiziune că educația, între ghilimele, face cel mai puțin rating. Deci, am 11.000 de invitații la televizor și ei nu o să vă recunoască niciodată, dar ei îmi spun așa, domnul Rășanu, știți, avem o emisiune, n-ați vrea să veniți alături de noi, dar vă rugăm, nu vorbiți de educație, vă chemăm pe economic să vorbiți. Ce vreți dumneavoastră cu buget, cu fiscalitate, cu asta, ce știți dumneavoastră, dar nu știți pe educație mai puțin. Și atunci, care e ideea? Eu tot despre educație am făcut aceste 262 de evenimente, dacă să se întâmple ceva, nu ca să nimic eu sau cineva de pe aici, că Radu are 72 de ani, 73, da? Și am văzut multe la viața lui, nu cred că mai trebuie ceva, mie nu trebuie mod cert nimic. Ideea ar fi de a se crea Asociația Națională a Școlilor Pilot. Pentru interesul vostru, bateți-vă pentru... Și acum îi mulțumesc domnului Coseviș că am mai avut parte de discuțiile dânsului în alte webinarii. Dar ce vreau să înțeleg?
și să-mi spună dânsul dacă am înțeles eu bine. Doamna ministru, pe care așa, o admir că are o minte mai deschisă, cel puțin așa mi se pare mie, a făcut o poză cu președintele Asociației Școlilor Private. Ceea ce asta înseamnă că un lobby mai bun decât ăsta nu e rău. Deci, ca să înțeleg ce a vrut să spună domnul Iosevi și să cumva să înțelegem, dacă am avea o reprezentare coagulată la nivelul școlilor pilot, putem avea niște întâlniri cu decidenții politici, vremenici sau mai puțin vremenici, ceea ce ne dă cât de cât o putere. Hai să ați avea autoritatea dată de toți colegii dumneavoastră, toți colegii dumneavoastră, vă certați pe Facebook, vă certați, stabiliți 1, 2, 3, n-ai voie să vorbești altceva decât ce am hotărât de comun acord toți și atunci ministrul de finanțe, primul ministru știe că Stan Căpiță sau Ion Păsulă e reprezentantul școlilor pilot. Punct! Corect. A, cu cine vorbește? Și cu Vasile, și cu Lenuța, și cu Maria, și cu... Mai dă și mai sunt niște specialiști în probleme de educație, că îi vedeți doar la televizor, mai întreabă 2-3 parlamentari din Comisia de Învățământ și așa mai. Ideea este că trebuie să existe o autoritate dată numai de dumneavoastră. N-are cine să dea autoritatea, nu dă nici PNR-ul, nici PSD-ul. N-are nimic cu politica, noi suntem pe partea asta la altă, politica e pe partea aia la altă. Ok, da. Ideea este, ca să duc mai departe ce ai spus, Vifor, că mi se pare foarte interesant, fără a vrea să nominalizez, este că da, un astfel de vehicul a avut capacitatea să demoleze o instituție, e vorba de Aracip, da? Și mi-asum ce spun, o astfel de instituție a avut capacitatea de a se autoreprezenta pe urmă în forumul care după aia îl vine să-l controleze, da? Și avem nenumărate exemple de dezechilibre creată de faptul că avem pe de-o parte o asociație puternică, federată, da? Și pe de altă parte școlile publice nu au astfel de coagulare, lucru care le permite tuturor celor care își doresc să spun mai politicos, să atomizeze interesele sau să le dilueze, să le lase la și altă. Vă rog! Da, pentru că nu m-am prezentat prima dată de emoție, Angelina Rivera, sunt de la Râmnicu Sărat. Mă gândesc că astăzi noi suntem aici directori, profesori din școlile care, cum spuneam mai devreme, au îndrăznit. Au îndrăznit să vadă și să facă de jos în sus. Pentru că înainte de acest subiect, înainte de școlile pilot, școlile așteptau să vină totul de sus în jos. Și cred că dacă nu noi, atunci cine? Eu așa înțeleg acest mesaj, pentru că sunteți directori, profesori curajoși, cu idei și care au îndrăznit să spună că vrem, ați îndrăznit să spuneți că vreți să faceți ceva în școala dumneavoastră, dar cred că următorul pas este să ne punem la oaltă și să fim o voce, să spunem într-adevăr că aceste lucruri ar putea fi schimbarea pe care o vedem și singuri nu putem acest lucru. Eu așa înțeleg, deci schimbarea se face de jos în sus, asta este clar și noi am demonstrat într-un fel acest lucru. Avem ordine de ministru, avem iată al doilea an de pilotare, de la 6 școli am ajuns la 34 și urmează și da, mie mi se pare o idee genială și eu sper să se materializeze, să nu rămână la nivel de discuție aici între acești ochi și atât. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, doamna! Cum putem angaja școala într-o astfel de asociație? Modalitatea juridică o să discutăm probabil prin statut, prin ce se întâmplă, dar intern, în școală. Cum putem angaja noi școala la un astfel de demers? De școală publică? Corina vă spunea de logodnă. Printr-un protocol. Începutul este printr-un protocol. Ar putea fi printr-un protocol, că nimeni nu vă interzice. De administrație, vă propunem, facem o dezbatere pe treaba asta, pe tema asta, cu mai multe variante. Împreună dezbatem pe Facebook, pe ce vrei tu, faci tu, Răzvaniu,
organizezi și atunci alegem noi care sunt variantele care ne convin nouă cel mai mult. Le spunem care sunt variante sunt puține și relativ light, ca să le iau de la cele mai light până la cele mai hard. Cea mai light este un protocol de colaborare între toate școlile pilot care se angajează, de exemplu, să susțină această reformă națională și să o susțină în diverse feluri și foruri. Da? În fața diverselor autorități. Asta ar putea fi, să zic, varianta cea mai light. Poate că într-o zi va exista o federație a școlilor pilot care să federeze toate persoanele juridice respective, persoanele, da, cu hotărâre de Consiliu de Administrație și tot ce presupune lucrul ăsta. Nu sunt convins că se va putea cineva să facă lucrul ăsta. Dacă va putea vreodată să facă lucrul ăsta, ar fi un lucru extraordinar. Ar însemna că suntem deja cetățeni europeni, că înțelegem că ne federăm nu ca persoane fizice neapărat, ci ca persoane juridice deja. Dar ăla este deja un pas mult, mult prea departe. Cred că ce putem face pentru început este să creăm o comunitate pe Facebook de bune practici, să ne obișnuim unii cu alții, unii cu alții, să încercăm să începem să lucrăm împreună și după care, da, dacă am putea să semnăm un protocol între cât mai multe dintre școlile pilot, că o parte sunt reprezentate în sala asta, o parte nu sunt, o parte poate își doresc, o parte nu își doresc și așa mai departe, un protocol de a susține o politică publică în domeniul ăsta al școlilor pilot. Adică pur și simplu să agrem pentru început că facem un document de 10 pagini în care avem niște măsuri. Propunem un plan comun pe PNRR pentru toate școlile pilot de dotare. Propunem lucrurile ABC. Propunem următorul val să aibă următoarele caracteristici și așa mai departe. Deci asta înseamnă o coalizare și o federare, să începem să conturăm niște proiecte comune. Sigur, niciuna dintre punctele alea nu va putea să fie propunem școala de la Curcani să facă nu știu ce, pentru că e doar despre școala de la Curcani. Tot ce va trebui să existe ca să existe o comunitate de interese la nivel național va fi ca să fie totul la modul propunem ca școlile pilot să facă următoarele lucruri sau să se federeze la următoarele lucruri sau să constituie. Vă spun un lucru, chiar și ideea unui training comun, a unei comunități comune, a crea niște culoare prin care se întâmplă unele lucruri, ar fi de dorit, pentru că reforma s-a născut, dacă vreți, aproape ca o gândire ce nu trebuie să avem. Păi nu trebuie să aderăm la curicula națională, nu trebuie neapărat manualele centrale, nu trebuie nu știu ce. Dar acum suntem într-o etapă în care s-a constituit acest pool de școli și trebuie să mergem la nivelul următor, nu cu ce nu trebuie, ci ce avem nevoie în următorii 5 ani pentru școlile pilot, pentru acest grup de școli. Ce e nevoie? Da? Și asta e un lucru pe care nu l-am articulat, nu-l poate articula decât o voce reprezentativă dintre dumneavoastră în principal. Noi putem să asistăm, cum a zis Radu, să facem secretariat, adică să ne notăm ideile dumneavoastră, 10, 20, 50, și eventual să, cu niște specialiști, să încercăm din 50 de idei bune să le cernem, să ieșim cu 20-30 care pot fi îmbrăcate sub formă de politică publică națională. Asta putem să ajutăm, da? Dacă nu avem ce îmbrăca, noi nu avem ce să punem pe masă. De ce? Pentru că nu ne propunem, ne sabotează ăștia cu sunetul, da? Organele. Sistemul. Da. Răzvane, spune-le că ei sunt singura șansă de schimbare, factorul de schimbare. Deci da, asta e important. Dacă deci nu înțelegeți responsabilitatea asta... Sunt foarte mulți în România care trâncănesc despre schimbarea în educație. Da? Foarte mulți. Și nu știu. Dumneavoastră ați făcut schimbarea efectivă. Da? Și noi încă suntem în sală. Aici dăm pe Facebook, camerele de la vedere au plecat.
Da? Interesul a fost pentru două, trei vârfuri, starul și impresii artistice, dar noi rămânem cu o idee. Da? Ce facem cu școlile pilot? Cum ne pregătim peste 2 ani când se va trage linia, cum ar veni? Și ce putem face ca să punem mână de la mână, să există o comunitate de oameni la nivel național care să se ocupe ca acest proiect să nu dispară. Da? Băi, eu să fiu ministrul finanțelor, ăsta învățământului al vostru, din 2024, mă uit, ce de bandada asta? Unul face așa, altul... Băi, ordine! Și de mâine s-a terminat cu școlile pilot. E. Ce forță aveți voi să opriți? Cât credeți că țara românească nu mai poate... Uite, sună sfârșitul. În țară, ce susținere o să aveți voi să scăpați? No. Trebuie neapărat să vă organizați. Da. Ideea este că, să știți un lucru, lucrurile s-au mai schimbat în România. Deci percepția are un timp. Da, au venit și parlamentari noi care vor să audă voci noi. Avem oameni în sistem și mai destupați la minte, inclusiv în Ministerul Educației, pentru că eu spun multe despre Ministerul Educației, dar nu, fără ei nu se făcea reforma asta, hai să fim cinstiți. Da? Deci ei au impulsionat-o, au ajutat-o, au sprijinit-o. Deci ăsta e un lucru foarte important. Și dumneavoastră sunteți, în mod cert, niște reformatori. Deci până la urmă, cu asta vreau să plecați în minte, să încercăm să federăm școlile, pilot, să încercăm să ne adunăm, măcar ca o comunitate de bune practici, și să încercăm și să generăm niște puncte de vedere poate un pic mai articulate. Și ca să sprijinim efortul ăsta, urmează să avem o sesiune informală de catering afară, unde să mai ne federăm și de la unul la unul, să ne mai auzim, să ne mai... Că cine știe când o mai reuși să fim în aceeași sală toți împreună. Și urmează să vină și un catering la un moment dat afară. Deci toate premisele sunt ca să mai discutăm un pic între noi și să încercăm să strângem măcar mici comunități, să facem un schimb de bune practici. Eu vă spun că, în mod cert, anul viitor va mai exista o astfel de conferință ancorată de ține de noi, urmarea solicitării dumneavoastră. În mod cert vă spun că va exista un training de fonduri europene special dedicat școlilor pilot și școlilor care vor să devină școli pilot, și lucrul ăsta, în mod cert, va exista la anul. De asemenea, în mod cert va exista la anul și o încercare de a încropi o politică publică pe subiectul programului național școli pilot. Asta nu știu dacă ne reușește. În măsura în care reușim să avem suficient de substanță la dumneavoastră, o să fie. Ați mai cerut cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, nu l-am mai cerut, l-am cerut abia acum. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Dacă până acum presa nu a fost interesată de exemplele de bună practică din învățământ, pentru că nu au fost atractive, nu știu, din punctul de vedere al ratingului, să știți că din experiență vă spun că ceea ce vine ca voce a mai multora răsună cu mult eco. Și atunci eu cred că este o acțiune de pionierat aceasta, ca aceste exemple, această efuziune de idei deosebite, extraordinare, pe care ați avut îndrăzneala să le faceți, să le promovați în comunitățile dumneavoastră mai mici, mai mari, cum au fost, dar izolate, vedeți, ca niște sateliți, dacă se vor reuni într-o formă federată, într-o formă asociativă, vor veni cu o voce foarte puternică. Să știți că se întâmplă lucruri, nu numai ce am auzit astăzi în sala aceasta, dar se întâmplă lucruri în țară extraordinare, în școli pe care nu le știe nimeni, în școli despre care nu o să audă nimeni, și exemplele lor de bună practică, efortul, rezultatele, tot ceea ce se întâmplă acolo, să nu fie făcute publice, să nu fie cunoscute, tocmai din cauza că sunt neatractive. Okay. Nouă, ca directori, dacă vrem să apărăm cumva în presă, nu că vrem să apărăm, dar dacă se întâmplă ceva negativ în școală, vin imediat către noi. Nu vrem să spunem nimic negativ, dar am auzit că.
știți? Da. Dar dacă venim cu olimpici, dacă venim cu lucruri deosebite, nu interesează pe nimeni. Așa că mi se pare o idee extraordinară și o susțin din toată inima, că vocea, efortul, tot ceea ce se întâmplă ca exemplu de bună practică, iată că poate fi promovat, iată că poate ajunge pe mesele politicienilor. Să înțeleg că faceți parte din comitetul de inițiativă, da? Eu da, să știți că da. Deci am găsit cel puțin o persoană din comitetul de inițiativă, e bine. Mai încercați un bărbat, vă rog. Domnul Biforel, okay, mă cer. Dar peste da. Ok. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați bătut unii dintre dumneavoastră sute de kilometri să veniți aici. Mulțumesc în egală măsură celor din București care au venit, ca să nu îi discriminăm. Finalul la conferințele noastre înainte de antrenul care o să fie în lobby-ul acestei săli de conferințe și vă rugăm și vă invităm să rămâneți și să mai schimbați puncte de vedere cu ceilalți, să vă cunoașteți între voi și să folosiți această jumătate de oră pentru a mai strânge niște legături cu alte școli pilot, cu omologii dumneavoastră din alte părți ale țării.